seara! Bună seara, bine ați venit! Bine ați venit la una dintre cele mai mișto, din punctul meu de vedere, întâlniri care se anunță în Constanța din ultima perioadă și probabil și pentru următoarea perioadă scurtă. Bine ați venit la Startup Constanța, la Call to Action to Startup Constanța și la multe alte lucruri pe care colegii mei o să vi le prezinte astăzi. Dar că mie plac lucrurile scurte și la obiect și corespunzătoare, o să îi rog pe prietenii noștri să vă povestească de ce ați venit astăzi aici, să vă aducă informație pe nouă și țineți cont de un lucru care este foarte important. Fiecare dintre voi trebuie să scoată cel puțin 5 cuvinte astăzi. Aceste 5 cuvinte, în principal, trebuie să fie sub forma unei întrebări. După care puteți avea și un statement. Eu fac. Da, eu fac asta, eu sunt specialist în asta, eu mi-aș dori asta, eu am nevoie de ajutor în asta. De aceea ne-am adunat, eu și colegii mei, astăzi. Asta este obiectivul nostru principal. Nu este obiectivul să ne dăm bani. Fiecare dintre noi, după cum vedeți, avem cel puțin 1,60 m înălțime. Suntem ok. Am venit să depunem efortul pentru o comunitate din Constanța frumoasă, în speranță și deșteaptă, și nu neapărat de vreme acasă. Îi las pe colegii mei să fiecare să spună povestea, vin și eu la final cu amănunt. Ok, mersi Ciprian, mai ales că a captat atenția voastră. Eu sunt George și cred că eu v-am stresat în ultima perioadă. Haideți, veniți, participați la inițiativa asta care cred eu că a reușit să adune deja și doar la a doua întâlnire niște oameni destul de mișto, cu niște povești foarte mișto, pe care eu le-am aflat în parte, vă invit să le aflați și voi, pentru că sunt aici în jurul vostru. În seara asta vom discuta un pic despre ce înseamnă un accelerator. O avem pe Cristina Țoncu de la Accelerator aici alături de noi. Vom discuta despre ce înseamnă asta în viața unui startup și l-avem aici pe Adi Kirilov cu Upsit, care ne va povesti un pic despre asta. Evenimentul ăsta se întâmplă, de fapt, pe de-o parte ca un moment în care sunt noi să ne mai adunăm, să ne cunoaștem și să vedem ce povești faine sunt în jurul nostru, dar și ca un prilej ca alte comunități să se unească și uite așa, noi de la Constanța am ajuns să intrăm într-o comunitate mai mare care se numește Roța. Roța este o organizație care reunește startup-urile de tehnologie din România. Există o hartă unde dacă voi aveți un startup, vă puteți înscrie și veți apărea acolo, pe de-o parte, dar pe de cealaltă parte sunt mai multe oportunități pe lângă acceleratorul Accelerator. Există și acceleratorul Startup Reactor, despre care Cristina vă poate povesti mai multe. Dar ne interesează foarte mult să înțelegem, de fapt, ce înseamnă să faci un startup. Cu ce e diferit de a deschide un restaurant. Și o serie de conversații se vor întâmpla de acum încolo. Și pentru că, cel puțin, seara asta e despre fonduri de investiții și acceleratoare. Poate sunt cuvinte mari pentru unii, cuvinte mai comune pentru alții. Eu cred că e o bună ocazie ca noi să știm mai multe despre ce facem fiecare dintre noi. O văd multe fețe cunoscute, dar și multe fețe pe care le văd prima oară și mă super bucur. Așa că vă invit Cristina, unde ești Cristina? În spate. Hai să stăm, hai să lăsăm și întrebările. Bine, hai alături de noi, Adi aici, dar pentru a vă da un pic de context. Aș vrea doar să-i dau cuvântul lui Ciprian, să vă povestească despre Startup Constanța, da? De ce inițiativa asta? 2 minute, nu mai mult. După care îl avem pe Costin, care va povesti despre o inițiativă faină pentru Startup-ul din Constanța, care se numește City InnoHub. Este un Digital Innovation Hub, parte dintr-o rețea europeană, care face matchmaking, niște lucruri fabuloase, las pe el să vă povestească. Și înainte să începem noi să discutăm, Cristina, o să te rog să ne povestești un pic foarte, foarte pe scurt, așa, despre Accelerator și cum au fost ăștia 5 ani pentru activitatea voastră. Ciprian, apoi Costin, apoi Cristian. Ok, mai devreme decât mă așteptam eu. Stai că am un text care trebuie spus, pentru că astăzi, nu mă reprezint singur, fac parte într-un grup, grupul de inițiativă a lui Startup Constanța. Am un text oficial care trebuie
am luat modelul de la Teo și ce a făcut ea acum câteva săptămâni. Vă rog frumos, acceptați că încep să învăț să citesc. Când vorbim despre Startup Constanța și inițiativa pe care o avem, vorbim evident de câteva elemente și principal este scopul. Scopul nostru este acela de a crește ecosistemul de sprijin al companiilor la Constanța. Vorbim despre startup, vorbim despre companii mici și mijlocii, vorbim despre un set de instrumente pentru susținerea și dezvoltarea unui motor economic bazat pe sustenabilitate, un model made in Constanța. Și subliniez acest lucru că made in Constanța, avem o experiență de ajuns de mare ca să înțelegem ce se întâmplă în România și nu numai, și înțelegem de asemenea că Constanța are câteva particularități. De la nivelul de discurs pe care îl avem, de la nivelul de egoism pe care îl avem, la nivelul de frica de alții pe care le avem. Aceste lucruri ne fac altfel față de restul lumii pe care o cunoaștem. Dar înțelegând aceste lucruri, noi putem fi mai performanți. În cele trei direcții majore de dezvoltare pe care am dorit să le avem, prima este oferirea de mentorat și facilități de dezvoltare de produs și, evident, de dezvoltarea companiilor, dezvoltarea comercială a companiilor. Nu vorbim doar despre a sta la masă și a noi, din puțul gândirii noastre, să spunem așa trebuie. Nu este îndeajuns. Nu va fi niciodată îndeajuns pentru startup-uri, pentru companii mici, pentru companii medii. Trebuie să punem la dispoziție, și asta facem, un set de instrumente, de oameni capabili să răspundă la întrebări, să susțină și să vină cu rezolvări, inclusiv cu bază de networking, pentru a răspunde întrebărilor și provocărilor pe care un startup sau o companie mică sau medie le are. De asemenea, vorbim despre lansarea hub-ului accelerator de startup-uri tech și non-tech. Și aș vrea să subliniez un pic acest aspect. România și mondialitatea a avut o dezvoltare în ultimii 10-15 ani foarte puternică pe tech. Și pe scurt, pentru cei care nu știu neapărat ce este în zona de tech, vorbesc despre soft și softul aplicat. Dar în același timp se vede că s-a făcut s-a lăsat un spațiu foarte larg, în Europa în special, în dezvoltarea de produse, adică non-tech. Am lăsat China să dezvolte tot ce poate ea dezvolta. Am lăsat vestul Europei să dezvolte ce nu dezvoltă China. Și România este undeva în mijloc, cu o mare gap, o mare găură de idei implementate când vine vorba de tech. De asemenea, a treia direcție și nu cea din urmă este dezvoltarea unui fond de investiții directe. Nu avem acum milioane de oferit. Dar în același timp avem niște bani. E important să înțelegem că avem niște bani. Pentru că vorbim întotdeauna despre sustenabilitatea ideii. Vorbim întotdeauna despre ajungerea ideii în piață și dezvoltarea ei ca produs, ca rată de profitabilitate. Și putem începe deja în Constanța să facem investiții directe. Domeniile noastre de interes, așa cum spuneam, acum citesc, sunt tech și non-tech, în industriile care țin evident de economia albastră, specifică zonei Constanța. Astea spun principalele, dar nu vă opriți aici. Vorbim despre transporturi, logistică, infrastructură, dar vorbim și despre turism, mediu, energie, port, educație, sănătate, agricultură. Vorbim despre companii mari care ar dori să susțină în domeniile lor inițiative care să le rezolve probleme. Problemele Constanței sunt probleme globale. Probleme care există în portul Constanța, există și în portul Rotterdam, există și în Washington, și în New York, și există peste tot. Dacă rezolvăm ceva aici, înseamnă că putem rezolva mondial. Dar de asemenea, mă numesc Ciprian Lepădatu și eu reprezint Asociația Firmelor Constanțene, care este specializată în susținerea non-tech în momentul acesta. Susținem și tech prin specialiștii care avem, dar în principal non-tech.
Avem în momentul ăsta la dispoziție peste 1100 de metri pătrați de ateliere pentru a putea genera prototipuri și microproducții. Din păcate, nu găsiți în altă parte în Constanța lucruri de genul ăsta. Au dispărut micii meseriași, unde să faci o piesă la strung, unde să tai o tablă. Avem aceste lucruri și putem să le punem la dispoziție. De asemenea, și nu în ultimul rând, ca să închei două minute așa cum mi s-a permis, fac un call to action. Call to action este următorul și țineți cont de acest lucru, că este important. În următoarea săptămână este săptămâna pre-concediu. După care și toată lumea. Haideți să stăm de vorbă. Avem după aia un timp în care să putem să sedimentăm ideile care apar, să putem să vedem cu ce ne apucăm de muncă și din septembrie să fim performanți. Este important și vă aștept. Alo, alo, Ciprian, aș vrea să stăm puțin de vorbă. Stați cu mine, stați cu George, stați cu Costin, stați cu Virgil, stați cu mulți alții carcurare și da, care facem parte din Constanța Startup, astfel încât să puteți să implementați ideile pe care le aveți și să putem, poate, alături de noi, să devenim un pol important de economie sustenabilă în România. Vă mulțumesc! Ok, poate două minute, Costin, City Know-how. Da. Acum dacă Ciprian a vorbit 5, o să încercăm două jumate. Lăsați și pe mine să depășesc puțin. Da, pe mine îl cheamă Costin Sorici, pentru cei care nu mă știu, reprezint aici, acum, Constanța Startup Community, alături de George, Ciprian, Rareș și alți colegi. Am început această inițiativă acum câteva luni. Gândirea e mai veche, ne bucurăm că a reușit să o materializăm. Însă reprezint de asemenea, sunt și fondator de business-uri, atât tech cât și non-tech în ultimii 20 de ani și de asemenea sunt și reprezentat aici al Universității Ovidiu din Constanța, al cărui director al Centrului Transfer de Tehnologie sunt, ce este universitatea, nu trebuie să vă mai spun, dar ce vreau să vă spun acum în astea două minute care mi s-au oferit este că universitatea și-a asumat în ultimii ani să fie parte dintr-un ecosistem mai larg și să ajute la construirea unui ecosistem mai larg în care se integreze și genul acesta de inițiative de startup-uri. Cu alte cuvinte, nu mai suntem doar furnizori de forță de muncă pentru companii mari, ci încercăm să creăm antreprenori, să încercăm să creăm produse inovatoare, încercăm să ajutăm companiile cu produse dinspre zona de cercetare inovare pentru companii. Și în sensul ăsta, la un moment dat, în evoluția noastră, am luat decizia să coagulăm, să spunem așa, resursele de digitalizare, inovare digitală care există în zonă și împreună cu Camera de Comerț și Industrie, împreună cu zona metropolitană Constanța, împreună cu corporații de tip Ernst & Young, cu startup-uri de asemenea din țară, am fondat City InnoHub, un hub de inovare digitală care a primit și finanțarea de la Uniunea Europeană pe o perioadă de 3 ani de zile, plus încă 3 ani dacă ne facem treaba bine, deci 6 ani de zile de acum înainte, să oferim produse și servicii de digitalizare pentru companii, pentru startup-uri și pentru companii mai mici sau mai mari, dar și pentru administrația publică. Ce tipuri de servicii? În mare este vorba de servicii de construire de ecosistem, în sensul în care ajutăm companiile să se întâlnească, să facem acel matchmaking, ca să pot să spun la modă, între cei care au nevoie de anumite tehnologii digitale și cei care pot oferi anumite tehnologii digitale. De asemenea, oferim posibilitatea de a beneficia de training gratuit pentru a implementa tehnologii digitale mai simple sau mai sofisticate în companiile proprii. De asemenea, oferim posibilitatea de a testa anumite tehnologii înainte de a le cumpăra efectiv. Este așa numitul concept de test before invest. Pur și simplu vrei o tehnologie, dar nu e sigur că e bună pentru compania ta, vă dăm posibilitatea să cu ajutorul partenerilor noștri să o testați. Dacă este bună, o puteți cumpăra și evident, ca să o cumpărați, aveți nevoie de finanțare, deci avem și un serviciu numit Access to Finance, în care efectiv ajutăm companiile să acceseze fonduri cu care să se digitalizeze. Deci astea sunt pe scurt cele patru direcții pe care le are City InnoHub pentru companii, pentru beneficiari,
aceste servicii sunt gratuite, fiindcă suntem finanțați de Uniunea Europeană să facem aceste servicii prin experții noștri, dar, evident, anumite tipuri de servicii mai sofisticate sunt după aceea, mă rog, direcționate către diferiți parteneri pe care avem în ecosistem și care oferă, evident, și servicii mai sofisticate, dar contra cost. Dar ce este important este că de la noi puteți primi un ghidaj și cele mai bune, să spunem așa, servicii pe aceste patru componente, access to finance, training, creare de oportunități de a interacționa și a înțelege exact ce ai nevoie și cum să faci și a testa tehnologie înainte să le investești. Pe mine mă cheamă Cosmin Sorici, vă mulțumesc și sper să interacționăm cu toții, să ne cunoaștem mai mult în aceste ore și zilele care vine. Unde e Ciprian? Aici, ok. Suntem împreună aici să vorbim în seara asta, dar putem să rămânem, așa cum spunea Ciprian, în perioada următoare în contact, ca să conturăm și mai bine strategia pe care noi am început să o conturăm în ultimele. Vă mulțumesc mult și mult succes! Mersi, Gărție! Și acum să intrăm în subiectul serii. Mi s-a părut important să știți un pic de ce am pornit totul, cum putem să facem niște lucruri și Costin și City InnoHub sunt un important instrument care pentru unii s-ar putea să fie potrivit, pentru unii mai puțin potrivit, dar ideea e să alegeți voi, să aveți de unde alege. Și prima întrebare pentru Cristina e legată de structura unui accelerator. Ce face un accelerator și cum e diferit față de alte instrumente de sprijin? City InnoHub, de exemplu, un instrument de sprijin pentru startup-uri, un accelerator este un alt instrument de sprijin. Cristina, you have the floor. Bună, mersi, George. Mă bucur foarte mult să fiu aici, sunt așa de entuziasmată. Am și un motiv foarte... am intrat în fora asta și în parteneriatul acesta și datorită faptului, mă rog, în urma activității pe care o facem cu Accelerator și cu Roța, dar poate și datorită faptului că sunt din Constanța. Și mă întorc cu plăcere aici și mă bucur mult că am ocazia să contribui, sper, cât mai relevant la creșterea ecosistemului de startup-uri din orașul meu natal. Pe mine mă cheamă Cristina Țoncu, am lucrat în proiecte de antreprenoriat de mulți ani, cam 12 am numărat eu. Firmă de consultanță management, proiecte internaționale, Global Entrepreneurship Network, dacă ați auzit cumva, este un proiect la peste 180 de țări, început de Kaufman Foundation din Statele Unite pentru promovarea antreprenoriatului așa în general. Iar în zona de startup-uri tech am intrat din 2015 cu un proiect internațional făcut cu o organizație din Statele Unite, finanțat de Fundația Română-Americană, care își dorea să aducă aici expertiză, să ducă din zona de cercetare, dezvoltare, inovare, proiectele, produsele cercetate, rezultatele cercetării, să le transforme în produse vandabile, deci pe zona de comercializare, să le pune pe piață. A fost un proiect foarte frumos. În anii ăia am învățat ce înseamnă startup-uri, nu numai eu, ci întreaga comunitate, pentru că... erau foarte puține informații, ce înseamnă mentor, ce înseamnă networking, ce înseamnă să ai un mentor, să-ți cauți un mentor, să construiești un produs, să construiești o strategie, să pui pe piață și așa mai departe. A fost o experiență foarte, foarte frumoasă. Am învățat foarte multe de la cei care veniseră din state cu experiențe de zeci de ani și așa mai departe. Și în 2017 am pornit un proiect nou, care se numește Accelerator, în ideea de a aduce și mai multă contribuție și de a susține, de a crește numărul de startup-uri, de a susține cu... Noi suntem un facilitator, strângem informații și resurse și le dăm mai departe către cei care construiesc produse, în special de tehnologie. Aici suntem complementari cu ceea ce face Asociația Firmelor Constanțene. Și mă bucur foarte mult că, practic, activitățile noastre se împletesc. Acum să răspund la întrebare, am făcut așa un lucru. Noi am început,
cu această misiune de a construi un accelerator de afaceri. După cum îi spune și numele, un accelerator de afaceri este un program așa construit, un anume design, în care selectăm produse și echipe care gândesc să dezvolte un produs digital acum pentru ceea ce este strategia noastră de tehnologie. După selecție, participă la un program de 2-3 luni de interacțiune, networking și diferite acces la diferite resurse, în care, practic, noi îi înarmăm echipa respectivă cu informații, cunoștințe, conexiuni pentru următorul un an, doi ani de activitate, astfel încât să poată să știe și să știe ce să acceseze și pe cine să acceseze în dezvoltarea produsului respectiv. Până la momentul în care începe să aibă tracțiune și rezultate evidente, adică venituri și așa mai departe. Există o perioadă destul de lungă uneori între momentul începutului și obținerea de venit, din păcate, în zona aceasta. Și atunci, un asemenea program te ajută într-un timp foarte scurt să înțelegi lumea în care ai intrat și eforturile pe care trebuie să le depui și cunoștințele pe care trebuie să le ai și abilitățile pe care trebuie să le însușești ca să devii un fondator puternic și perseverent și bine pregătit, astfel încât să-ți duci produsul acolo unde vrei, să-ți vezi visul cu ochii, să ajungi să crești un business scalabil. Acesta este un accelerator. Noi am început în 2017, am stat un an pe bară, toți, fără nicio finanțare, dar am avut acest vis și norocul unui parteneriat puternic. Am fost invitați de unul dintre fondurile de investiții care au luat naștere atunci, în 2007, să colaborăm cu ei, se numește Gapminder Venture Partners, să colaborăm cu ei pentru zona de very early stage. Ei construiau un fond, partenerii au depus proiectul, au strâns partenerii care să contribuie la fondul respectiv. S-a constituit fondul la sfârșitul anului 2017, am început activitatea împreună, 45 de milioane de euro, noi, un partener... Câte start-up-uri? Mai știi? Câte au luat? 45 au luat. Deci 45 de milioane în 45 de start-up-uri. 1 milion de start-up-uri. Nu e chiar așa, că sunt mai multe start-up-uri, 45 de milioane de start-up-uri am servit noi, în zona de early stage, da? Ei au un fond mare cu două buckets, două găleți de bani. O parte dedicată companiilor la început de drum, care au nevoie și de cunoștințe, de ghidaj, de mentorat, dar și de bani, evident, ca să își ducă produsele pe piață. Cealaltă parte a fondului, oferită în mod direct unor echipe cu experiență mai mare și eventual cu ceva tracțiune. Și aici, mă rog, împărțirea nu se face așa, 45. Da. Pentru că ei au un portofoliu, cred că vreo 20 de companii care nu au lucrat direct cu noi, care au luat investiții și etichete chiar mai mari. Și de atunci, din 2018 până la sfârșitul anului trecut, am avut această colaborare. Acum lucrăm împreună, suntem în același birou, dar am rămas în relații de networking, adică propunem cele mai bune startup-uri către ei pentru a fi investite. Și nu mai lucrăm în mod exclusiv doar cu Gapminder, ci cu toate fondurile din România, sunt vreo 13, mai mici, mai mari, și cu alți actori care ajută la suport investițional, crowdfunding platforms, Blink, dacă ați auzit, grupurile de business angel. Și din 2021 am ieșit și în afara țării, am început să ne facem parteneriate cu organizațiile similare noastre și cu fondurile active din zona de sud-est și din Europa Centrală și chiar și mai departe. Deci cam asta e. Ce observ în România este că odată ce o echipă are anumite rezultate, gen, nu știu, a reușit să vândă ceva, dar asta este puțin mai târziu, a luat un premiu,
sau nu știu, la I Like IT, l-au luat la emisiune și a făcut o emisiune cu ei sau ceva, consideră că sunt suficient de experimentați și nu mai vor să-și piardă timpul cu un accelerator. Ideea este că este un timp extrem de eficient și de bine drămuit și printr-un asemenea program, practic, absorbi o mulțime de resurse de care te poți folosi ulterior ca să-ți pui strategia în aplicare. Deci, în general, se fac cu mine pe vremuri apuse, aveam interacțiuni fizice foarte multe, aproape săptămânal de două ori. Acum lucrăm foarte mult în online pentru că ne-am diversificat activitatea și ne-am dorit și startup-uri din afara României pentru a eficientiza costurile. Lucrăm foarte mult în online, 90%. Dar avem și activități live, ca acestea, prin evenimente și alte tipuri de acțiuni pe care le facem. Super, mersi! Microfonul la tine, Adi. Pentru că Cristina a povestit despre Techcelerator, Adi este un alumn al Techcelerator, așa că sunt curios, la cald, după ce a povestit Cristina, cum a fost pentru tine în Techcelerator, ce a fost important, cum ai extras tu roadele acestui accelerator. Ok, numele meu e Adrian Kirilov, am făcut Absint acum 5 ani, Cristina și echipa ei m-a ajutat cu partea de mentorat, am avut 3 luni sau ceva, 2 luni, așa, din următoare 3, la ora aia nu știam efectiv nimic, nici eu, nici cofondatorul de la ora aia. Și în accelerare am primit tot felul de informații, cum să comunicăm, auzi lumea de produs, am primit feedback, cum să, ce să facem, ce să nu facem, aveam sesiuni de pitching și acum mai am amintiri când tot se repetam pitch-ul și așa, eram foarte, eram largul meu când aveam acele pitch-uri. Dar una peste alta am avut acces la oameni de business cu care în mod normal n-ai cum să interacționezi, deci dacă te duci pe LinkedIn și vezi primii 30 din România care au făcut bani, au avut exituri și știu să facă business, poți avea acces la ei doar printr-un program de accelerare. În mod normal, poți contacta 30 de persoane, îți vor răspunde două și va veni unul la o întâlnire. Într-un program de accelerare, poți să discuți unul la unul timp de o oră. Asta, nu știu, șansele să beneficiezi așa ceva sunt foarte mici chiar și pe bani. Și atunci, ușor, ușor, am învățat cum să ne structurăm business-ul, ce să facem, ce să nu facem, cum să ne găsim market fit-ul. Bineînțeles, timpul a fost destul de scurt și nu eram doar noi acolo. Dar aveai șansa să comunici direct cu oameni care știau mult mai mult decât știai tu. Și asta contează foarte, foarte mult. Dincolo de accelerare, au venit bani. Asta e esențial. Adică cine îți dă bani degeaba. Doar un VC când face pre-seed-ul și te promovează un accelerator. Și la un moment dat, Sergiu Roșca, ok, ne-a spus, zice că, bă, dar voi ce stați așa stresați? Tot de-aia aveam sesiunea de pitching. Zice că voi luați 25-50 de mii de dolari gratis. Adică ce stați stresați așa? Și chiar avea dreptate. Cine îți dă acești bani? Pe nimic. Că partea de început, pre-seed-ul e 100% emoțional. Tu n-ai nimic atunci, că dacă aveai bani, nu veneai. Adică e o șansă foarte, foarte mare. Aude lumea, te întreabă, poți să-ți faci un parteneriat, poți să faci un business după aia, uite, am nevoie de ce faci tu, hai să facem un pilot și ușor, ușor crești. De aia e clar că trebuie să te duci. Adică să spui de la început, nu mă duc, când nici nu știi ce te așteaptă, e o mare greșeală. Te duci și vezi acolo, nu-ți place, ieși. Dar ca idee, e de mers. Adică și voi erați la început și noi eram la început și tot am învățat foarte, foarte mult. Repet, la ora aceea am avut contact cu oameni care știau 10x că știam noi. Bine, noi știam foarte, foarte puțin și ne-a ajutat foarte mult. Și ulterior au venit bani, am avut niște bani să tragem produsul, să-l dezvoltăm o perioadă și a fost totul super, super ok. Acum bănuiesc că să fac lucruri și mai bune, sunt și mai mulți bani în piață. La ora erau 40 de milioane, bine, la început cred că s-au mai băgat bani în fond, în timp ce era accelerarea. Am mai avut și alte fonduri, 2018 am avut și alte fonduri.
Deci dacă erau... Parking, da, da, da. Deci la ora aia 40 de milioane era un record. Efectiv, să spui cuiva, băi, a intrat în România, a intrat 40 de milioane care trebuie cheltuite. E ireal. La ora aia. Deci, la, în 2024 sunt 100 de milioane. Adică, clar că a crescut, s-a dublat. De ce să nu mă duc într-o accelerare, chiar dacă am o idee pe care nu e rafinată, nu știu 100% cum o să fac bani, mă duc și văd acolo. Și noi am făcut la fel. Și după 5 ani am reușit să creștem ușor, ușor, am supraviețuit și a contat foarte mult, că ne-a ajutat. Nu-mi pare rău. A fost un efort, plecam din Constanța, aveam job pe vremea aia, era... Da, da, da. Și, dar cred că era ok. Și online-ul e bun, dar nu e... Eu, sunt ok și... Eu vreau să spun că sunt nostalgică după perioadele alea, pentru că vă cunosc mai bine pe voi din 2018 și 2019. Am băut cafele, am învățat, ne-am... Da. Certam, tu conta, cer... dar am ieșit la bere, ne-am cunoscut mai bine. Acum în online știu zeci de oameni, nu, dar efectiv, online, nu, da, dar nu ai touch-ul ăla fizic și transmiți informația asta, dar îi ai în telefon, dar nu se creează aceste relații care rămân. Și așa, imediat, fac foarte de sun, mă repite. Da. Dar sunt beneficii, cu avantaje și dezavantaje ale online-ului, dar... Da, ca idee e de mers. Deci dacă aveți o ocazie, aveți o idee, aveți un startup și vă place un accelerator, vă plac cei de acolo, vă place echipa, nu văd niciun motiv să nu vă duceți. Plus, la sfârșit, poți să iei niște bani, dacă convingi, sfatul meu e să luați cât mai mult pre-seed, adică maxim cât se poate. Dacă îi convingeți să vă dea 100.000, 200.000, e incredibil, că iați banii care se dau emoțional. Pur și simplu. Nimeni nu o să-și ceară să ai recurența anuală de jumătate de milion. Nu. Acolo spun, mamă, echipa ei au niște standarde. Să fie echipa bună. Puțin mai tare, te rog. Că vorbești despre bani și toată lumea vrea să audă despre bani. Scuze, deci nu... Să audă în spate? Acolo? Serios? Atunci, bă, cum nu știu. Nu, dar așa vorbesc, scuze. Și scuze că nu avem... E... În momentul în care iei finanțare pre-seed, aia sunt banii care se dau emoțional. Nu ai, recurență, produsul îi vai de capul lui, e important. După aia vezi ce faci cu banii, contează foarte mult. Cum îi cheltui, cum îi împarți, câtă minte ai. Și aici e o altă discuție, pur și simplu. Trebuie să știi să cheltui bani, dar știi să cheltui bani în momentul în care faci bani. E cam greu să știi să faci bani când ești prisit, n-ai făcut niciodată business sau e student, e un pic complicat. Dar asta, fix chestia asta, face traiectoria asta frumoasă și chiar merită să o trăiești. Ai o idee, implementează-o, du-te în piață, vezi ce spune piața. Cred că te ajută și cei din jurul tău. Bineînțeles, bineînțeles. Mai auzi că în accelerare sunt echipe care sunt cam la nivelul tău. Și atunci discuți, bă, ce faci tu? Cât n-ai vândut luna asta? Și el o să zică, ca tine, n-am vândut nimic. Și atunci ai parteneri de suferință, oarecum să leagă prietenii. Da, în momentul în care se termină accelerarea, e ca atunci când, nu știu, eu am avut sentimentul ăsta când toată la liceu. Aia e realitatea. Ce faci? O să zidărie, facultate, nu știu ce. Când s-a terminat accelerarea, începe viața reală. Intri în piața, deci noțiunea de startup mi se pare un pic înșelătoare. E, ai un startup, are 6 luni, dar tu de fapt trebuie să ai business. Pentru că tu trebuie să-ți plătești facturile. Când a venit Georgescu, spunea, Radu Georgescu, spunea că de fapt startup-urile mor că nu-și plătesc facturile. Nu că nu e ideea bună, nu că nu au execuție, tu nu-ți plătești facturile. Nu ți-ai plătit facturile, a venit, ai, trebuie să tragi bani din piață și tragi bani în momentul în care ai o soluție și rezolvi o problemă. Și de fapt asta trebuie să faci, să rezolvi o problemă reală. Și acum, cât iei, cât ridici, depinde de la produs la produs. Depinde. Unele, de exemplu, OpenAI. Eu, personal, sunt de părere că nu ai nevoie de finanțare decât... Adică depinde când vrei să o ceri. Pre-seed-ul e ok. Dar după aia, tu dacă vrei să te duci să negociezi pe picior de forță o sumă mare, nu poți să te duci cu conturile goale. Dacă ai jumătate de milion în cont, altfel negociezi 2 milioane runda de finanțare. Te duci, mamă, ce echipă am, wow. Arată-ne cât vinzi. Deci toată lumea se lovește de realitate într-un anumit punct. Contează foarte mult. De exemplu, OpenAI.
n-ai cum să-l faci doar pe ăla s-a cercetat 2 ani, băieți cu IQ 250, s-au investit 10 miliarde, aici și produsul. Acolo vorbim de altceva, dar nu toate produsele au nevoie de finanțare. Părerea mea. Dacă ai produs bun, vinzi din prima zi. Chiar, bine, nu vin 6 luni, sau depinde de ADN-ul produsului. Dar trebuie să... cei mai buni bani sunt de la clienți. După aia, VC-urile, când te văd că ai făcut bani, cum spunea și Cristina, au două bucket-uri, avea GameMinder. Îți dădea seed-ul, după aia tu trebuia să supraviețuiești de banii aia, să faci banii reali. Nu făceai, nu primeai. E ok. Deci, cel mai bine e să ai produs foarte bun, l-ai pus în piață, a tras bani, se vede la sfârșit de lună câți bani ai făcut în luna respectivă, ești bun. Nu ești bun, în 6 luni ori încep, te angajezi sau te întorci în spate, depinde. Rata de succes e, nu știu, 10% sau cât aveți, 15% optimist. Pentru că tu, de fapt, ești startup în perioadă scurtă, intri în piață, trebuie să vinzi. Scurt, nimeni nu te iartă, nimeni nu o să zică, te sună cineva, ai vândut una asta, nu, ok, îți transferă 50 de mii, nu o să-ți facă nimeni asta. Efectiv, trebuie să faci bani. Ok, să mergem atunci la următorul, poate, topic. George, după o secundă, aș vrea să o completez eu, ca să se înțeleagă, că poate nu se înțelege că 10-15% pare puțin. În lumea reală, fără accelerator, rata de succes este de sub 2%. Sunt unele studii care arată că de 2 la 1000, după 6 luni de zile, companiile nou înființate mai există. Din diferite motive. Inclusiv că se ceartă oamenii între ei, inclusiv că nu înțeleg ce înseamnă a cheltui, inclusiv că nu înțeleg ce înseamnă piața și ce înseamnă discursul de piață. Adică 10-15% este o creștere spectaculoasă când vine vorba despre startup community, în orice denumire ar avea el, și ceea ce încercăm noi să facem la Constanța este chiar să mergem puțin mai departe, mai ales că vom lucra cu un număr mai mic de companii decât lucrul ăsta și noi sperăm să fim undeva la 25%. Și atunci, pentru voi, cred că e relevant să aflați cum reușiți să ajungeți într-un accelerator. Iar asta, cumva, cred că e tranziția firească. Ai o idee, nu știu dacă există piață pentru ea, poate că vezi problema în jurul tău. Și bine, o problemă generală e că founderii se grăbesc să valideze în cercul de prieteni, dar cercul de prieteni va spune întotdeauna ce idee bună, dar nu va pune nici măcar 10 lei, dacă ar fi vorba să plătească. Dacă se poate gratis, prietenii sunt primii. Dacă le ceri 10 lei, se golește coada. Deci, Cristina, ce faceți voi la Techcelerator și în procesul ăsta de admisie? La ce vă uitați? Ce ar trebui, cum ar trebui să arate un startup ca el să intre în programul vostru de accelerare? Pot să încep puțin de la urmă? Te rog. Aș vrea să privim puțin piața aceasta. Noi îi spunem ecosistem. E un cuvânt pe care îl folosim foarte des, nu știu, comunitate. Să privim ecosistemul acesta de startup-uri din orice țară ca o piramidă. Da? Deci la baza piramidei sunt echipele la început de drum. Single founder, e un singur om care are o idee, sau echipe la început de drum. Sunt diverse tipuri de activități la baza funnel-ului pentru a motiva, pentru a învăța lucruri, pentru a-i conecta. Evenimente, hackatoane, dacă ați auzit, da? Deci un hackathon înseamnă o interacțiune de vineri până duminică, ai o idee, te duci acolo, poți să n-ai echipă, îți găsești niște coechipieri acolo și încerci în 48 de ore sau 72 de ore să-ți faci o mică prezentare a produsului pe care îl vezi tu că servește o idee. În urma unui hackathon, sigur că nu se naște un produs vandabil, dar e o experiență incredibilă. Bine, tehnic, nu dormi aproape deloc, groghi, în fin. Dar duminică seara se fac pitch-uri, se fac prezentări, ți-ai făcut deja prieteni, poate ți-ai făcut niște idei, poate ai învățat niște lucruri. Deci e o experiență nemaipomenită. Asta se fac la baza funnel-ului. Sunt evenimente de genul acestuia, care este în seara aceasta. Noi cu Romanian Tech Startup Association, ROTSA, asta vrem să facem, să motivăm cât mai mulți oameni care se gândesc să pună pe picioare un business, să aleagă această cale. Ce vrem să transmitem
prin evenimentele acestea sunt niște meet-up-uri, niște întâlniri ale comunităților, fondatorii recenți. Vrem să aducem oameni care povestesc, care au trecut prin furcile caudine ale construirii unui business cu 2-3 ani în urmă, cu 5 ani, care au făcut ceva progrese. Așa, sigur, dacă îl aducem pe Elon Musk, toată lumea o să dea croatele pe sus, o să fie impresionată și o să plece acasă. Frate, nu o să ajung în viața mea ca ăsta, eu un văd ale meu. Deci, dar dacă vine cineva care acum 2 ani era ca tine și acum a ridicat nu știu câte milioane și e în jumătate de Europa, zici, bă, dar ce-au avut ăștia? Mai multe capete, ce-au făcut? Și atunci devine credibilă toată experiența asta. Asta vrem să facem cu Founders Club. Founders Club e un proiect ROTSA, Romanian Tech Startup Association, care face lunar evenimente de genul acesta în Timișoara, în Iași, în Cluj, în București și în Constanța. Mă bucur foarte mult de acum. Sper să o ținem cât mai des, așa cu frecvența este foarte importantă pentru construirea unei comunități. Și comunitățile sunt importante nu numai pentru organizațiile de genul celei pe care le reprezintă, celor pe care le reprezintă sau asta, ci sunt importante și pentru founderi. Fiecare echipă trebuie să-și creeze propria comunitate. Early adopters, potențialii clienți sau oameni cărora le-ar plăcea produsul, trebuie să fii în permanentă conectare cu propria ta piață. Deci ca să-ți creezi o comunitate, trebuie să știi ce este asta, care este importanța ei, să știi cum să faci. Și atunci, deci, evenimente de genul acesta sau diverse alte proiecte. Asta este la baza funnel-ului, da? La baza pâlniei. După care există și programe un pic mai specializate. Cum este Techcelerator, oferă niște programe puțin mai specializate pentru echipe cu o maturitate puțin mai mare. Adică care au o anumită tracțiune, cum spunea și Adi. Au venituri sau au ieșit pe o anumită piață, au făcut niște prototipuri în colaborare cu niște corporații sau au validat ceva din ideea respectivă. Da? Și atunci ei au alte nevoi de conectare, de networking, de mentori, de investiții, de access to market, cum spunem noi. Adică noi cunoaștem foarte multe organizații din afara României, poate într-o piață pe care o dorești. Și atunci te putem pune în conexiuni cu potențiali parteneri care să te asculte, să-ți testeze produsele și așa mai departe. De exemplu, noi avem, suntem de 99, cred că, parteneri în EIT Digital. EIT Digital este, EIT înseamnă European Innovation Technology, este o organizație paneuropeană care are niște chaptere pe diverse industrie. EIT Health, EIT Manufacturing, EIT Digital, care se adresează anumitor sectoare, industrie. Noi lucrăm cu EIT Digital pentru că suntem în zona digitală. Care e beneficiul să vii la ROTSA în program sau la Techcelerator? Ai acces la partenerii aceștia pe care îi avem la nivel european. Avem o colaborare foarte naturală și firească cu ei. Bine, noi am fost drăguți, ne-am livrat proiectele, ne-am împrietenit cu oamenii, adică avem o relație foarte, foarte bună și eu o să... Alo, Cristina, dă-mi repede niște startup-uri că mă duc la nu știu ce eveniment și vreau să prezint nu știu ce din România sau Estul Europei. Fac în jumătate. Adică ajunge atât de ușor la oamenii ăștia care o organizație paneuropeană asta este în toată Europa. Și tu, nu știu, vrei să ajungi în Spania acum și dă un telefon la Mirko Tadic de la Venture Program și te trimite acolo la cineva. Este foarte ușor și aceste relații le poți obține dacă intri într-o anumită comunitate, adică dacă ești vizibil, dacă te cunoaște lumea, organizațiile acestea care organizează evenimente și activități pentru a ajuta fondatorii. Și apoi creștem la nivelul acesta, există și anumiți actori. Asta aș vrea să vă transmit, pentru că de multe ori există oameni care visează la ceva și lucrează nu știu pe unde și cum le place și, Doamne, cum să fac și eu business-ul meu și nu știu ce. Și dacă acum vreo 5-6 ani eram vai mama noastră, mă scuzați, față de alte ecosisteme din vest, domne, acum în România este momentul fondatorului, adică dacă ai o idee bună, nici nu trebuie să te ieși din casă, își vine tăbară lumea pe tine, pe cuvânt.
întâmplă. Deci sunt fonduri de capital de risc, sunt vreo 13, sunt sute de milioane, vor mai fi, pentru că deja există niște programe de 400 de milioane de euro care sunt dedicați României prin European Investment Fund, da? Care sunt alocați pentru a construi fonduri de capital de risc. În România nu exista așa ceva. În 2012 a apărut primul fond catalist al lui Marius Ghenea, dacă ați auzit de el. A scris cărți, în fine, merge gura ca Melița, e un foarte bun antreprenor, așa, face programe, dar fondul adresa companii puțin mai mature, deci oferea tichete mari de sute de mii de euro până la peste un milion, pentru companii mai mature. Dar ce te faci, frate, că nu există? Adică trebuie să mergi puțin mai jos, cum spunea Adi, adică very early stage. La very early stage trebuie să arăți capacitatea echipei, expertiza ta și a fondatorului tău, în mod ideal ar trebui să fiți cel puțin doi. Poate vorbim și despre chestia asta, adică care sunt criteriile, că mai și invitat să spun despre asta. Pentru că single founder nu dai bine, înțelegi? Tu ai o idee, dar dacă o ții lung așa câteva luni sau un an cu ideea ta, nu transmiți un mesaj pozitiv despre tine, pentru că lumea o să zică, frate, ăsta nu se înțelege cu nimeni, el trebuie să aibă o echipă după aia, o să crească business-ul, nu? Trebuie să știe să facă management. Tu dacă nu te înțelegi cu unul ca să faci, într-o echipă de doi cel puțin, ideal este să fie competențe complementare, că am observat și chestia asta. Se apucă doi prieteni de la SE să facă un business, habar n-au nimic de tehnic, nu știu să codeze, aoleu, am dat de greu. După aia de la Politehnic, stau amândoi acolo, codează, știu ei cel mai bine cum trebuie să fie produsul și după aceea când ies după 2 ani, nu cumpără nimeni. Aol. Deci n-au pe nimeni care să știe ceva de sales, de marketing. Deci în mod ideal ar trebui să ai competențe complementare din echipă, da? Cel puțin doi. Și cum faci asta? Că cum îți găsești? Că prietenii tăi sunt din facultatea ta, nu? Sau din zona pe care ai studiat, da? Tot așa, mergând la evenimente de genul acesta, încercând să cunoști cât mai mulți oameni. Și atunci, noi am avut, chiar un founder club, o să spun mereu chestia asta. Deci am fost în București și la un founder club se întâlnesc doi, deci rămân și acolo. Au rămas, deci români din Germania, nu știu ce căutau unul acolo pe cuvânt, deci a fost așa, au început să discute despre, vor să facă un business, deci un video chat, acum se folosește chatbots. Dar ei au spus așa, domne, când ai pe cineva acolo în față și vorbește cu tine și așa, ai șanse mai mari să închizi telefonul sau... În fine, și ei lucrează pe chestia asta, dar s-au întâlnit la un eveniment ca ăsta. Da? Și după aia mai și vin la următoare și zic, băi, fiate, cu Georgică, eu am rămas prieteni aici la voi și lucrez cu el și acum, domne. Și căutăm bani și uite, facem... Deci s-au găsit efectiv la un eveniment de genul acesta. Și că m-ai întrebat ce ne trebuie pentru, deci, pentru zona de, aș vrea să revin puțin la Roța organizează așa zisele incubatoare, da? Avem un program Startup Reactor se cheamă, și noi organizăm acceleratoare. Care e, frate, diferența? Deci incubatoare înseamnă o relație de mai lungă durată în care înveți. În mod normal ar trebui să fie și un spațiu fizic. Un incubator înseamnă un spațiu fizic care oferă serviciile de administrare, contabilitate, acces la cafea și bucătărie, pe care tu nu le plătești, ci doar îți plătești un desk acolo, un spațiu de coworking și îți vezi de business-ul tău. Deci fără ca să trebuiască să investești într-o chirie, într-un apartament sau ceva. Deci incubatorul incubează, așa că sunt niște puișori acolo care cresc la căldurică și sunt protejați și pentru o perioadă mai, da, un an, poate doi. Sunt diverse programe. Deci noi cu Roța încercăm, bine, nu avem un incubator fizic, dar avem programe de mai mult lungă durată. La începutul anului am început cu vreo 72 de companii acum și din lună în lună, în funcție de diferite criterii, mai tăiem din ei. Și avem webinarii câte două pe săptămână, de la miercurea și joia, de la 5 la 6 jumătate. Și ce facem cu ei? Noi trecem prin antreprenoriatul, nu este o chestie de flair. Bă, frate, mă pricep la afaceri, stai cum facem și ce trebuie mie. Nu, domne, e o chestie care e aproape exactă, pe cuvânt. Deci, sunt cărți care te învață ce să faci, cum să o iei, cum să o apuci. Da? Deci
început, toată lumea zice, băi, fac eu acolo, că știu eu produsul, lucrez la el și apoi ieși și nu vinzi nimica. De trebuie, că există și studii. Îi întreabă pe fondatori, domne, cât timp ai petrecut tu să-ți cercetezi, de fapt? Că tu nu trebuie să scrii nicio linie de cod, ai o idee și apoi tu trebuie să vezi, bă, cineva o să cumpere chestia asta, cum faci? Trebuie să faci cercetare de piață, să dedici mai mult timp să cercetezi, să vezi dacă te îndrepți în direcția potrivită. Și apoi după aceea începi să consumi. Bine, sigur, timpul e o resursă foarte scumpă și foarte importantă, dar nu cheltui bani, da? Și atunci când lucrurile sunt puțin mai clare și dacă, nu știu, ai deschiderea să participi și în programe de genul acesta, ai acces într-un timp scurt la informații. Sunt foarte multe cărți care te învață, nu știu, tot am spus mereu de discipline entrepreneurship. Nu, e o carte ca la școală, frate. Are 20 și pătea așa un șarpe, așa cum îl văd. Iar lui Bill Olet de la MIT. Și culmea, un lucru foarte drăguț, cartea este desenată de Marius Ursache. Deci trebuie să căutați cartea asta, că e foarte drăguț. Așa, o lectură de seară. Așa. Foarte drăguț desenată și haios de un mentor de-al nostru. Este antreprenor din Iași, Marius Ursache. Ăștia doi sunt prieteni, nu știu cum au studiat acolo, așa. Au relații nemaipomenite și au și lucrat după aceea. Deci există cartea, după aceea există un book, adică Excel ca la școală, în care spune că fiecare să completezi business-ul tău și strategia ta după ce ai învățat din carte. Ideea este că te trece prin toți pașii. Cum să faci customer development? Tot se spune customer discovery. Customer discovery. Ce înseamnă asta? Adică cum îți cunoști, cum ajungi să cunoști tu clientul tău? Da? Acum îi spune și mai și customer development. Și o chestie mult mai complexă. Da? Customer discovery la început și development după ce ai produs. E o artă. Cum îți descoperi clientul, nișa, așa, după care că urmă pas cu pas, până l-ați calculat diversi indicatori, customer time value, lifetime value, nu știu ce, așa mai departe, până când e... Doamne, sunt niște cunoștințe pe care trebuie să le cauți, să le citești. Așa, sigur, poți să orbe că e așa prin... Există școli foarte bune, de la YC Combinator, citiți, faceți un subscription acolo la newsletter și învățați după articolele lor și ceea ce spun. Există podcast-uri, dar ideea este cu care să rămâneți este asta, frate. Deci antreprenoriatul se învață nimic. După aia, că oricum este un timp lung, da? Nu te aștepți ca până în decembrie, mamă, rup, o să vânde. În general, așteptările astea totdeauna sunt mult prea optimiste. E o viață dificilă, dar poate să-ți aducă și foarte multe satisfacții. Adică, și ce vreau să transmit de fapt este că, măi, în România acum chiar sunt resurse. Adică sunt fonduri de capital de risc care aleargă cu limba scoasă, vă zic, pentru că nu sunt suficiente start-up-uri. De asta și toate organizațiile din România, din orașe mai mari sau mai mici, există Startup Timișoara, există People of Tech, Optimism Works în Iași, Innovation Labs, cum spunea Costin, care au pornit din universitate, din Politehnică și au făcut chapter în toate orașele unde există Universitate Politehnică. Ce vor să fac? Dom'le, să creștem numărul de startup, numărul de idei, mă, și ce vrem să transmitem este că acum există resurse. Ai de unde să înveți, ai mentori o grămadă, deci există și niște business angel. Business angel este un mentor care îți poate oferi și o sumă de bani pentru un stake din companie, mic, nu știu, 3, maxim 5, max 5, așa, dar care își oferă și timpul să stea cu tine, nu știu, aveți un call pe lună sau ceva și îi spui, bă, m-am lovit de asta, uite, vreau să fac așa. Un mentor nu este cineva care îți spune ce să faci, ci un mentor îți spune întrebări, bă, de ce vrei să faci asta? Deci, nu știu ce, îți ridică la fileu niște chestii la care tu trebuie să te gândești. Nu trebuie să faci mot-a-mot ce zice mentorul, dar este foarte, foarte important să ai o relație personală cu o persoană care a trecut prin antreprenoriat, care este la nu știu câte la business sau care are o experiență de a dezvolta produse, este crucială, crucială. De multe ori poți să găsești în domeniul în care servești, în piața pe care o servești, să faci un proiect digital în health tech, încerci să, sau pentru psiholog sau așa, încerci să găsești pe cineva din domeniul ăla ca să poți să absorbi cât mai multe informații din domeniul respectiv dacă tu nu ai făcut facultate de și nu cunoști domeniul. Și așa mai departe. Sau poate unul pe business în general, care știe să facă business, să vândă și așa mai departe. Este crucial să ai un mentor.
Acum, întorcându-ne înapoi, ca să revin, este foarte important să înveți, Nenica, să-ți dedici timp să citești, să înveți. Nu e așa după ureche. Nu. Deci nu, așa nu se poate. Asta e un fel de bișniță, știi? Ei de undeva, vinzi acolo, și tot de a face. Dom'le, un business în text sau un produs digital se face așa ca la carte, ca lumea. Dar durează, într-adevăr. Și dacă ai norocul și există posibilitatea acum, să obții investiții. Dacă ești bun și demonstrezi un pic de tracțiune și stop tracțiune, nu înseamnă să vii cu venit. Deci toți cei pe care i-am investit în primii ani, n-au venit poate nici la jumătate de an, nici la un an după aceea. Deci nu. Dar ce arăți? Arăți expertiza ta, ce ai făcut până atunci, cu cine ai lucrat, ce relație ai avut cu colegii tăi de echipă, da? Poate că unul e ex, eu știu pe cineva care e ex Amazon, a avut acolo intern un proiect, azi. Așa, și după aia, când a apărut băiatul cu Amazon pe frunte, toată lumea cu roatele pe sus. Îți dai seama că se zicea ceva despre el, știi, făcuse un produs intern pe care compania l-a cumpărat. Acum era un fond de investiții. A făcut și un an de sabatic, s-a plimbat, s-a bronzat, s-a plictisit, a venit înapoi și... Dar, băi, arăta ceva despre modul lui de gândire și așa. Și... Aș putea să te întreb ca follow-up. Deci, e relevant să fie un founder cu, poate, la a doua, a treia experiență? Sigur că e relevant, dar de foarte multe ori sunt founderi care sunt la prima lor încercare și care reușesc să ridice. Ce este important pentru la faza aceasta de very early stage, să revin la tracțiune, este nu neapărat să aduci venituri, dar să aduci cumva un feeling de bă, produsul ăsta e dorit. Există cineva care l-ar vrea. Nu știu, și cum arăți? Nu știu, poate reușești să faci un pilot cu o corporație. Păi piloturile în general sunt gratuite, adică nu te aștepți ca să te plătească. Nu, doar să te accepte să intri acolo, trebuie să convine minte Securify, un produs de video surveillance, da? Pe care se atașează, un produs digital, care se atașează la sistemul de CCTV al rețelele petrol, de exemplu, și ei scanează tot ce mișcă acolo, citește astea de matriculare, bagaje la metrou pierdut, și transmite instant informațiile acestea. E, băi, chinul naibii, deci au pe cineva super, super bun de la Universitate pe AI, Radu Ionescu, și, bă, și au început cu pilot cu OMV, cu nu știu ce, zoo în Brașov, și fără, bă, nu-mi dați nimic, doar vreau să îmi spuneți că produsul funcționează, să-mi dați un feedback. Asta este un semn de tracțiune. Și se mai fac și tot felul de teste, smoke test sau, de exemplu, n-ai nimic, îți faci un site. Deci, băi, te vezi așa, te pui peste un an, produsul nu-ți arată atât. Îți faci un site de la beton. Cum visezi tu să fie produsul tău? Și vezi cine intră acolo, ce analytics ai pe site-ul ăla. Smoke test se cheamă chestia asta. Îți construiești o comunitate pe rețelele de social media. Depinde ce clienți ai, ce market ai, dacă tu ești B2B, nu mai intră nimeni pe social media, trebuie să găsești altă strategie. De exemplu, îmi vine în minte Voxy Kids. Ceara Maria Onică, fată super deșteaptă, rezolvă o problemă pe care o are ea însă și asta e o chestie foarte, foarte puternică, pentru că arată o motivație, știi, și perseverența, da? Și ea ce vrea să facă? Un produs pentru terapeuți care se ocupă de logopedie pentru copii și cu un produs digital, cu o platformă, ajută terapeuții să îmbunătățească performanțele copiilor cu deficiențe de vorbire. Și au bătut la spitale, au bătut la psihologi, au bătut la nu știu care. Foarte, foarte greu să pătrundă și în piață. Au făcut și o căsăniță și au făcut o comunitate pe Facebook. Webinarii în fiecare săptămână. Bă, nu cereau nimic, am invitat părinți, nu știu, care are probleme. Dădeau feedback, arătau produsul. Struggle, îți dai seama. Timp, chestii, socotel. Dar a crescut comunitatea așa de mult. Au atras psihologi din Anglia, de peste tot, care le-au dat feedback și mai departe. Și după aceea, ia ce să vezi. Ia uite, Apple se vinde. Bă, părinți, chestii. Că și sunt și B2C și... Deci, într-un fel, într-un program de genul ăsta, ai putea să descoperi cumva cam ce cale să apuci, cam ce ai putea să faci. Ai putea să cunoști o mulțime de oameni și
să știi cumva să te dotezi cumva cu cunoștințele minime ca să știi unde să mergi, să ai o anumită claritate a strategiei de go-to-market. Cam asta e, adică ca noi când ne uităm cum se aplică, într-un moment trebuie să știi ce există, da? Și în România și în alte părți. Noi avem fondatori și din Ucraina și din Moldova și din Bulgaria și care aplică la noi. Sigur că ne și promovăm, da, când suntem cu lucruri așa. Ne promovăm la greu, dar avem o relație foarte bună. Noi ce ne interesează este când citim, este o aplicație de 25 de întrebări, da? Ce citim acolo? Noi încercăm să vedem experiența echipei și acum revin la ce a zis George, că uneori poți să fii neexperimentat, dar noi vedem și cum te prezinți. Și aici chiar aș vrea să termin cu experiența, potențialul de piață, că unele produse nu îți inspiră încredere, băci, poate nu sunt, nu le povestesc cum trebuie despre ele, nu-și fac o prezentare, nu înțelegem. Și noi, pentru că triem foarte, foarte multe, ne dedicăm 15 minute la o aplicație. Dacă nu reușim să înțelegem, ai pierdut, știi? Am trecut peste, am trecut la altul. Deci ideea este și cum te prezinți, trebuie să înveți. Și după aceea, odată ce intri, noi, na, admitem și perseverența, na, că sunt unii care, mamă, încearcă în continuu și așa, dacă nu sunt așa, ne mai dă un telefon, mai scrie pe un LinkedIn, adică oamenii știu ce vor și unii dintre ei nu se lasă așa. Important este, ca fondator, unde vei primi 95% nu și doar poate 1-2 da, la investitor, la mentor, toată lumea o să spună nu, n-am timp, nu știu ce, lasă-mă frate, nu, și doar prietenii, știi, care îmi spune și George, nu vor să te dezamăgească și așa, au zis, a, păi, interesant, bă, acolo. Dar, știi, în general, nu trebuie să-ți întrebi cercul strâns, pentru că nu vei primi un feedback relevant, trebuie să găsești căi să vorbești străini, dacă ar să fii mai blanc. Pleacă, frate, porcăria asta, am înțeles, n-aș cumpăra așa ceva. Deci, ideea este, chiar există și o carte care se numește The Mom Test. E foarte, yeah, foarte mișto. Talking to humans, e încă una. O grămadă, dar mi-a venit acum lui da, Mom's Frank ăsta, da. Care te învață cum să pui întrebări. Deci, mamă, nu-i așa, să fac o carte bucă, nu-i așa cum să cumperi tu dacă să scrii în ceva. Da, cum să nu știu. Nu, trebuie să știi cum să pui problema, știi, să intri în pielea și să întrebi despre nevoie și așa mai departe. Deci cam asta e la început de drum. Este o aplicație foarte simplă. În primul rând trebuie să știi ce există, doar unde să mă adresez, să știi actorii din piață și pentru asta trebuie să și citești foarte mult. Există platforme care scriu despre startup-uri. Start-up.ro, startup.ro. Dom'le, te abonezi acolo frumos, citești în fiecare zi ce mișcă. Unii mai așa, alții mai ridică investiții 50 de milioane, zicea ok, nu sunt eu acolo, dar trebuie să știi ce mișcă, ce fonduri sunt acolo. Toată lumea scrie despre fonduri, despre startup-uri, despre tot ce mișcă în România. Și așa, mai există The Recursive, care este venit din Bulgaria și care scrie despre regiune, Trending Topics, la fel, astea, cel puțin acestea. Și apoi cele globale, mă rog, Techstars. Cred că avem o întrebare. Ok, da, ok. Sigur, niciodată. Deci, Sigur. Sigur. Da, scuze, eu vorbesc foarte mult, dar sunt și foarte multe lucruri de zis. Deci ideea este să te informezi, da? Să te conectezi, să faci un profil de LinkedIn, bă, serios. Dar am avut și niște din asta. Bă, cine e ăsta? Caut acolo. Nu găsesc, sau ceva complet neprofesionist. Băi, trebuie să ai o carte de vizită, să te prezinți, domne, ce am făcut până acum. Adică, tu gândește-te că oamenii ăștia care te evaluează, incubatoare, whatever, noi sau fondurile de... Prima dată se uită pe LinkedIn să te vadă, să vadă ce ai făcut acolo. Mai dau un search acolo să vadă pe unde ești pe net, dacă ești la piscină sau dacă ai apărut și tu pe undeva sau ai scris ceva despre așa sau pe un blog sau ceva. Și după aceea zice, bă, pare interesant, ia să ne uităm la produs. Nu știu, îl dă pe acolo, pe la investment managers, ventures, partners, nu știu ce fac, o serie și te cheamă, dacă e. Dar tu trebuie să arăți țiplă. Asta e, știi, adică, băi, să inspiri încredere, să pari să fii om serios. Da, asta e, deci să fii informat, să știi ce e, deci unde să te adresezi, da? Techcelerator, Rubik Hub de la Piatra Neamț, Make It Oradea de la din Oradea, Startup Timișoara, Startup Constanța, așa, în Brașov, în astea, sunt o grămadă de programe care se organizează foarte, foarte bine, cu Super Track Records și Innovation Labs și așa mai departe. Și apoi să-ți dedici timp să citești, să te informezi, să înveți, să înveți de învățat, măi, asta e, cum se face.
cum te evaluezi? E o chestie foarte, foarte delicată. Cum te duci tu la universitate să-i spui, băi, eu valorez atâta sau nu știu ce. Trebuie să sunt niște tehnici, sunt metode. Discount de cash flow, tra-la-la-la, e, poate trebuie să le citesc. Ideea este că acum, avantajul celor care sunt acum la început de drum, este că față de noi care am început acum 20 de ani sau alții care au început acum 10 ani, nu vorbesc așa ca idee, noi generic, nu neapărat și cu Ciprian aici și alții. Acum există foarte multe resurse, inclusiv mentori, inclusiv oameni care au dat greșe de câteva ori și au reușit după aia, inclusiv, cum ai spus, o mulțime de alte. De business angel. Noi avem în România și super business angel, care au venit din UiPath. Au ieșit de acolo vreo 15... Sunt de mulți. 20. Așa? Cu ceva așa și acum își fac business-uri și dau înapoi și ei alocă anual o sumă, da? Aia super business-uri, aia e 250.000 de euro fiecare an la Tech Angels. Nu se bagă decât dacă e ceva foarte așa, dar au o infuzie de capital de la niște oameni numărați așa pe degete, da? De care țin cont permanent. În România există mai multe grupuri de business angel și ăștia trebuie accesați like imediat. Adică sunt antreprenori sau oameni cu disponibilități financiare din diverse domenii, așa în comun. Unii sunt mai activi, participă, unii doar dau capital acolo. Tech Angels este cel mai vechi, din 2013, am primit deja 2 ani, 10 ani. Investește cam 5-6 milioane pe an, acum în ultimul timp a mai scăzut puțin, dar a crescut foarte mult numărul, sunt peste 130. Mai există un grup, Grouceanu, care sunt din Timișoara. Spune-te, rog! Both, nu știu. La ce anume te referi? Compania pe care o am este un startup, da. Avem 2 echipe, Accelerator și Învoța, suntem aproximativ 15 și de 6 ani asta facem. E un startup în domeniul ăsta, da. Creșterii startup-ului. Noi la rândul nostru, și noi am învățat la rândul nostru, acum am spus la început, noi suntem un conector, da? Deci veniți în programele noastre sau ale celorlalți de piață și veți fi puși într-un timp scurt în legătură cu diverse resurse care aveți acces imediat pentru ca să vă puneți visul în aplicare, să înțelegeți, să clarificați strategia de go-to-market, să știți ce aveți de făcut și dacă avem și o relație personală și așa, noi întotdeauna noi asta facem. Permanent să conectăm oamenii, să punem în legătură cu mentori și așa mai departe. Avem și propriile noastre proiecte pe care le implementăm ca să le susținem, tot în zona aceasta de dezvoltare a ecosistemelor de startup și așa mai departe. Și, punem în legătură cu investitori, cu ce ai avea nevoie. Ok, pentru că am trecut așa prin destul de multe, eu cred că aș spune că a face un business de tip startup e mai mult o chestie de mentalitate. Unora poate li se potrivește, altora nu. Și nu toată lumea trebuie să ia bani de la investitori, nu toată lumea trebuie să meargă într-un accelerator, dar statisticile arată că cei care ajung într-un accelerator sunt mai responsabili, cei care au un board, niște investitori, devin mai responsabili și această responsabilizare ca proces duce de fapt către o rată mai mare de succes. Acum și succesul pentru mine e ceva, pentru Cristina e altceva, pentru Adi e altceva, pentru voi poate fi altceva, dar puterea comunității e de multe ori mai importantă decât puterea banilor. Adică tu cu 20.000 s-ar putea să nu reușești cât reușim noi în seara asta să luăm, nu știu, pentru 10 idei feedback și în loc să dăm banii pe focus grupuri, folosim rețeaua pe care ne-am creat-o aici în mod direct și super natural să depășim etape în business-ul nostru sau să conectăm resurse sau. Și uite, aici, Adi, sunt curios dacă mâine, să spunem că s-ar încheia povestea cu startup-ul în care ești acum, într-un mod fericit, avea o nouă idee.
te-ai duce din nou într-un accelerator, ai căutat din nou poate investiții sau ai încercat să faci bootstrap, adică să faci cu resursele tale? Le-aș face cu toate trei în același timp. Deci m-aș uita la toate acceleratoarele care sunt în piață, le văd și eu CV-ul, exact cum investitorii se uită la CV-ul meu, aleg ce cred eu că mi se potrivește, învăț cât pot de mult, dacă ei îmi pot da, că și tu ești, anul ăsta ești la un nivel, te întâlnești cu persoane care sunt mai sus sau mai jos ca tine, decizi dacă merită să aloci timp să fii acolo, dar în niciun caz n-ai spune nu. După care ai și ajunge la capitolul finanțare. Evident, te ajută. Și acolo iarăși, eu am luat o finanțare de la GapMinder, știu niște lucruri și aș folosi acea experiență. Atunci erau sumele de 25-50 de mii, erau mari. Acum 100 și sunt mari, sau 200. E clar că discutăm altfel. Bine, și ei știu mai mult. Acum depinde cine e mai isteț. Și atunci se negociază la fața locului. După care, sau în timp ce discut cu toți, îmi văd de business. Pentru că, exact cum am zis, eu am nevoie de banii clienților. Și atunci le-aș face cât aș putea de repede pe toate trei. Să caut cât mai repede, dar depinde. Depinde de produs, depinde de idee. Depinde de experiența ta. În ceea ce privește Upseed, poate nu prea vând în România ca idee, ce fac eu? Generez cod. Generez ce făcea un dezvoltator mediu sau experimentat într-o săptămână, eu generez în 2 minute. Chestii simple, dar el trebuie să le fac. Și aici, ăsta a fost selling point-ul pentru Upseed. De unde mi-a venit ideea, eu am lucrat în corpuri 13 ani și am observat procesele repetitive. Și mi-am dat seama că trebuie să generăm cod. N-ai cum, e prea mult, e prea greu. Plus că în momentul în care tu scrii cod de mână, greșești. Eu mai bine să fac un generator care ori greșește întotdeauna, ori nu greșește niciodată. Și atunci am validat în firmă, în companie, ideea asta și am plecat de acolo când, după ce am încercat să negociez cu ei, să avem un departament de cercetare. Și ei mi-au zis, băi, nu avem cum, avem proiecte de 500.000, nu putem să te ținem pe tine pe idei de astea crețe, dacă vrei un an de zile, nu avem cum. Asta se cheamă intrapreneuriat și în unele companii merge, adică merge, dacă dar poți, cum e și cazul lui Alex Buciu cu Amazon, asta a fost la el, adică conduce un proiect în interiorul unei companii, dar are o oarecare libertate, are un buget, are o oarecare libertate ca să construiască business-ul respectiv intrapreneurial. Și apoi, mă rog, poți să ieși, poți să vin sau depinde de companie, depinde de viziunea lor. Nu o să te țină, da, eram înseniorat în perioada aia, nimeni nu a zis, băi, nu putem să te lăsăm. Fă 2 săptămâni, n-am putut să fac mare lucru. Și ușor am plecat. De acolo a venit toată ideea cu Upseed. Și de acolo am început să generez cod și mi-a luat destul de mult până am generat primul cod care s-a vândut. Iarăși, generez cod, bravo, ce face codul ăla? Și acum am văzut, iai, bun, e bun iai, nu zic, o să facă tot. Am văzut LinkedIn, foarte, dacă n-am văzut LinkedIn, acolo sunt oameni foarte, foarte skilled. Și români, dar alții poate sunt mai skilled, din alte părți. Dar găsiți foarte multe pattern-uri și oameni care chiar au făcut bani. Nu știu, sunt follower la tipul care a făcut Waze. E, nu știu cum îl cheamă. O mentalitate net superioară, pur și simplu. Deci când îl asculți 2 minute, înveți. Deci nu bate câmpii 10 secunde. În 2 minute ți-a spus 5 lucruri pe care probabil pe tine te ducea capul natural în 5 ani. Și atunci înveți de la el. Depinde. Deci depinde de firmă, depinde de foarte multe lucruri. Produsul tău depinde ce ADN are. În cazul meu, deci eu am ajuns la bani după 2 ani. Doi ani a trebuit să cercetez și să fac softul care a generat ceva ce am putut să vând, pur și simplu. Asta e, a trebuit să fac cu bani, a fost destul de greu, dar în momentul în care am vândut, ce s-a vândut era scalabil. Adică eu vindeam același lucru la mulți și asta, de fapt, acolo-s bani. Că eu dacă îmi vând timpul la oră, cât poți să crești, Pune, ai salariu X, nu contează mult, tu te vinzi atât, bun. Multiplică cu 5 și ridică la, și mai mulțește cu 2. Hai să vezi că tot puțin e. N-ai cum.
Și atunci trebuie să faci chestii de vânzări scalabile. În momentul în care te-ai sculat dimineață, ideal e să fii vândut cât ai dormit de 250.000 de dolari. Aia da. Aia da scalabilitate. Ai produs, ai tehnologie, lumea cumpără. Dar trebuie să ajungi la, să ai mindset-ul necesar, să știi să faci bani. Și americanii la un moment dat, tipul de la Bitdefender, scuze, cum îl cheamă? Tarpeș. Așa, Tarpeș. Și întreba, ce vă place la americani? Deci Tarpeș mi se pare că e un antreprenor incredibil. Deci el a făcut business când nu făcea, noi cumpăram blugi de la turci. El a făcut antivirus, dar e incredibil. Și spunea, ce vă place la americani? Și zice că americanii sunt superiori, avea concurență, în comunicare. Deci americanul dacă are 10 refunduri, ăla întoarce 9. Pentru că îi spune, da, ok, nu avem produsul bun, dar hai să... Și chestii de comunicare, chestii de business. Se vând. Și tu atunci, din 10 refunduri, tu întorci 9. Deci tu chiar știi să faci bani. Tu n-ai avut pierderi. Păi și acolo e altă poveste. N-ai, produsul perfect nu există. Nu vine frustrat și în momentul ăla nu merge butonul. Și zic, bă, dă-mi bani înapoi. Și tot așa. Dar... E, depinde foarte mult de produs, trebuie să-ți găsești market fit-ul cât mai repede, ceea ce nu este ușor. Cristina spunea, te duci, vorbești, da, bun. În general, statistic, market fit-ul pe un produs durează 2 ani. Deci 2 ani. Deci până tu te pui, pui ceea ce faci, e piața care merge înainte cu viteza ei și tu trebuie să găsești nișa și să fii fix pe punctul în care ăla cumpără. Și dacă cumpără unul, cumpără doi, te duci fix în direcția aia. Nu e simplu. Foarte complex. Hai să, okay. Avem tendința să vorbim, suntem într-un fel sau alt mentor de ceva timp, fiecare dintre noi. Lucrăm cu indivizi, cu grupuri, lucrăm cu copii, lucrăm cu adolescenți, lucrăm cu tineri, lucrăm cu adulți. Dar în același timp ați venit să ne vedeți. Cred că am vorbit îndeajuns de mult. Hai să vorbim, să vorbiți și voi. Hai să vă iau așa. Domnul din spate, de ce ați venit astăzi? Cine sunteți? Ce faceți? Și de ce ați venit astăzi? Mă tare ca să audă și la 50 de ani urechea mea dreaptă are o problemă. Numele meu e Valentin, cunosc pe Farah de facultate, am fost colegi. Cum a spus și el, este vorba de comunitate, ce direcție te-ai îndreptat? Încă sunt am înțeles. Da, te rog frumos. Foarte cald. Da. Eu sunt Roland, sunt cu soția. Bună soția lui Roland. Întrebare pentru momentul ăsta? Dar poți să întreb de ce nu ai o întrebare? Adică Cristina a pus pe masă, nu știu, știi? Adică undeva la 25 de manuale. George a pus o experiență, Adi a pus o experiență, Costin nu lăsați să vorbească, vorbește mai lui. Și are o experiență absolut senzațională. Cred că a trebuit să existe întrebări. Hai să știm și pe partea asta. Păi
Roman. Iată-mă, vezi că seara. Foarte mă ajută. Da, da, da. Întrebările mele sunt la ea. Am înțeles, perfect. De a strânge resurse. Poți să ridici sau să nu ridici, nu este
câte un procent mic. Noi ne dorim, adică în general fondatorii și echipele își doresc investiție. Și atunci noi încercăm să lucrăm cu ele pentru a-și clarifica puțin strategia, a-și îmbunătăți pitch-ul, chiar și aici aș vrea să ajung. Pentru că ca să se poată prezenta cât mai bine, cu o rată cât mai mare de succes, unui fond. Da? Este foarte mult de învățat, pentru că, așa cum spunea și Ari, noi avem într-adevăr foarte mult talent tehnic, în general, în masa de fondatori în România, dar nu avem foarte multe cunoștințe de marketing, nu stăpânim foarte bine abilitățile acestea de a ne prezenta, de a ne vinde. Adică, una dintre calitățile unui fondator, unui om de business, tu ar trebui ca în orice moment să ai un Twitter pitch, să poți să spui oricui foarte ușor, lejer, rapid, într-un limbaj ușor de înțeles, ceea ce faci. Adică te scoală cineva din somn și spui, băi, eu vreau să servesc în foia aia și produsul meu face chestia aia. Adică să fii în pitch mode. Chiar de curând m-am întâlnit cu Liz Ștefan de la, are un startup din Iași, sunt din Iași. Organizează training-uri, este B2B, da, pentru corporații, managementul training-urilor și departamentului de HR dintr-o companie. Și a fost în state acum, s-a întors de curând din noastră și a zis, băi, sunt absolut impresionată de modul în care se prezintă oamenii acolo. Că a stat o lună și jumătate și a zis că a mers în fiecare zi la evenimente și iar a fost impresionată de curajul, așa, vibe-ul pe care îl transmit toți. Au o încredere în ei incredibilă și se prezintă parcă zici că cine știe ce nestemate vând. Ei sunt tot timpul într-un pitch mode. La un moment dat zicea, băi, obosisem efectiv. Zice, sunt Liz Ștefan în România și fac nu știu ce și tu și carte de vizită. Și ăștia sunt în modul ăla permanent. Adică se vând, mă, peste tot. Noi aici este într-adevăr sunt niște calități, niște skill-uri pe care trebuie să le conștientizăm, să ne analizăm, să vedem dacă le avem, dacă suntem dispuși să facem chestia asta, să crezi în ceea ce vrei să faci și să vorbești cu pasiune la un moment dat, o secundă. Știi? E așa, așa, eu aș vrea să fac asta, dar nu știu dacă o să-mi iasă. Păi ce încredere îi dai omul ăla? Tu trebuie să fii acolo pe să arzi pentru produsul tău, tu ești primul tău client. Nu, și să vorbim așa, băi, eu fac chestia asta și care nu vrea să mă însoțească și să fie acolo așa, băi, că mă duc la cineva, adică, băi, tu trebuie să vorbești cu foarte multă pasiune, să ai încredere în primul rând că ceea ce vrei să faci. Și asta se construiește puțin în timp, pentru că sigur că și încrederea asta nu trebuie să fie așa o barbă ca la... Te bazezi pe ceva, dar să ajungi în modul ăla în care, bă, eu știu ce fac și mă vând ca lumea și vorbesc peste tot. Multă încredere și pasiune și cu foc despre ceea ce fac. Și atunci am zis, băi, frate, la noi, ții minte pe băiatul ăla ce tare vorbea și nu știu. Ia mă să-l chem. Adică, băi, rămâi în memoria interlocutorului tău când te duci undeva să luminează sala când apari, știi? Pe când dacă ești așa neîncrezător, nu... Da. Imediat, Florin, o secundă și... ca să înțelegeți că noi am venit cu soluții astăzi, nu doar cu discursuri și cu informații. Ai nevoie de spațiu, asta nu e o problemă. Nu e o problemă la mine. Deci nu e o problemă la mine ca să pot să văd ce nevoie ai și poate chiar avem spațiu, noi în momentul ăsta dispunem de 1000 și 100 de metri pătrați de birouri potențiale. Dar nu, despre asta e vorba. Problema este că avem spații. Avem spații pe care putem să le punem gratuit la dispoziția, la dispoziția companiilor care vor să crească și mentorii necesari pentru lucrul ăsta, dacă e nevoie, și cafea, cum zicea Cristina, gratuit. E adevărat că dacă vii cu un kil de cafea din când în când e bine, dar bună, nu așa. Da, și apă și la hub în Mamaia, în două obicei, congelatorie și înghețată. Dar avem și soluții de genul ăsta dacă e nevoie și dacă cumva... Aș fi fost să mai dau așa un sfat, că eu sunt programator, mai mult de 10 ani, dar am trecut pe partea de antreprenoriat, am investit foarte mult și nevoie de multe investiri în marketing, în promovare și pe partea mea a fost de optimizare pe Google, pe SEO. Dar,
și social media contează foarte mult. Acum, pentru că multe scrisori de pe Google contează un trafic pe care poți să-l aduci în afara Google-ului și asta presupune din social media, spre exemplu. Și na, cam asta vreau să zic de marketing. Hai să lăsăm pe Florin momentul ăsta. Important de Florin, cine ești? Păi hai să uite, hai, mă întorc ca să nu, să nu fie așa monoton. Dar n-am înțeles ideea, dacă poți să, să spui ceea ce vrei să. Se creează așa o dinamică și ia povestește, Floi, cine ești, ce faci? Nu, lasă. Hai mă, dacă tu vorbești, hai, uite, suntem doi care, hai, apasă butonul de play. Noi știm, dar să știm și alții. Da, să ne Constanța, pentru că am încercat să este și, și noi nu preach, adică și noi ne specializăm pe diverse zone de business și oferim webinarii. De exemplu, mie îmi place să fac și pitching, și, dar noi vă conectăm cu oameni care fac asta daily basis. Da? Deci eu nu am pretenția că știu să fac, nu cunosc zona legală sau zona, dar avem mentori care vă învață să. Sau, de exemplu, la un moment dat veți ajunge să învățați și cum se interacționează cu un investitor. Avem un program, tot așa, împreună cu alte persoane, avocați, investitori, care se numește investment readiness, adică trebuie să știi ce trebuie să faci ca să poți obține o investiție și nu numai să vorbești despre propriul tău produs, dar trebuie să știi să faci due diligence-ul ăla, să înțelegi term sheet-ul, să înțelegi toate clauzele alea, ce înseamnă drag along, tag along, nu știu ce, că ea îți pune acolo în față și tu te uiți. Și asta se învață, sigur. E ok că stai cu cartea în mână, dar... De întrebările că diseminarea asta ajunge la noi, știi? Și
care sunt la început de drum, o privesc ca și o idee și poate o idee minunată, dar cumva e teamă să o vină și să o piciurească, pentru că stai puțin, nu sunt în drum accelerator, nu sunt în drum obiectă și sunt numai bun. Dacă fiecare la care m-am dus mi-au spus, eu mă dau din, cum să dau din puțin, propriile experiențe, eu fac de 30 de ani software, ai țintit, chestia asta și alegerea fondurilor este foarte importantă, da, să știi teza o lor. Da, dar schimbare de paradigma, pentru că complete mai nou, dacă înainte te duceai și spuneau, am eu vorba asta cu 100 de mică, e ok, acum avem vreo 50 de mii, vor 70%. Contează foarte mult cui te adresezi. Depinde de fonduri, asta e. Într-o perioadă, cred, sunt foarte optimist în general. Dar este una dintre metodele care se aplică în momentul ăsta ca soluție și eu încerc să merg pe, și pe optimism, pentru că marea majoritate dintre voi, după cum să-i zic, n-au neapărat un business sau ceva în cap și nu trebuie să se sperie. Da? Ideea de pre-seed, tocmai asta înseamnă. Înseamnă de a veni cu o idee și niște oameni să capete încredere și aderență către ideea ta. Și de aici, cu investiții sau fără investiții, doar cu mentorat, să poți să o crești până la un nivel în care alții capătă încredere, nu numai pentru că este ideea ta, ci pentru că a fost susținută de niște oameni care te-au trecut prin niște furci caudine, te-au mentorat, te-au dus într-o parte, ți-au format creierul pe o anumită direcție, fie ea de maximizare de business, fie ea de antreprenoriat social, fie ea de rezolvarea altor tipuri de probleme. Și la pre-seed nici n-ai produs, ai doar da. Ideea și asta te ajută pre-seed. Asta merge și e minunată pentru cei care s-au început de drum. Păi știu, dar una dintre motivele pentru care noi suntem aici este să generăm la Constanța, exact. Să generăm la Constanța cât mai mult pre-seed. Asta este una dintre... Am început chestia asta și la universitate și după aceea continuăm și aici, tocmai fiindcă nu avem suficient de mulți oameni care să știe să genereze idei care după aceea să poată să crească și să... Deci dacă aveți idei, rămâneți în contact ca să vă punem în contact cu Cristina, cu Gapminder, cu alte fonduri. Ideea este că fiecare... Ești foarte experimentat, ești multiple entrepreneur, ești la un anumit nivel, ai anumite pretenții, da? Poate că una este să accesezi
tu trebuie să știi că investitorul nu este cineva așa sus, Doamne, dă-și mie niște bani. Nu trebuie, ești pe piciorul de egalitate. Tu ai de oferit ceva valoare și așteaptă de la tine un return. Dar trebuie să cunoști teza lor. Adică, de exemplu, cele din România acum, ei se uită la early stage, pe pre-seed, au tichete puțin mai mici, în niciun caz nu iau 70%. 15%, 10% maxim. Fondul Gapminder a început cu 7%. Deci nu se pune problema. 6%. Dar sigur că dacă te duci la A16Z, Anderson și sau nu știu care din state, Sequoia, o să vrea ceva de la tine. Adică depinde cum te adresezi. Nu poți să ai așteptări. Trebuie să-ți calibrezi așteptările în funcție de maturitatea ta, de expertiza ta, de valoarea pe care o... Chiar și asta se învață în accelerator. Cui să te adresezi, la ce nivel? Că dacă intri și tu te duci, ești prinsit și te duci să ceri nu știu ceva, după aia normal că îți dă cineva, toată lumea afliți și tu devii... Adică trebuie să știi cumva și teza de investiție, adică ce tichete oferă, te uiți pe portofoliu, Early Game Ventures, Gapminder, au portofoliile puse pe site. Poți să vezi în ce startup-uri au investit. Și ce sume și ce cuși. Și ce sume și să vezi ce fac, ce produse au, ce astea se găsesc în presă, Tweet, Fintecoes. Unii sunt foarte mari, Fintecoes, nu știu dacă ați auzit, au ridicat 150 de milioane, fiecare an câte 60. Sunt rup, dar sunt la un anumit nivel. Alții poate nici nu ați auzit despre ei și au luat 250.000 și acum... Poți să ne zici foarte rapid, 1-2 success stories alumnii Tech Accelerator? De la noi? În afară de noi. Îmi vine în minte, de exemplu, un produs care nu este neapărat technology, digital sau așa mai departe. Flip, nu știu dacă ați auzit, este o platformă un marketplace pentru vânzarea telefoanelor second hand. Dar și ei au spus așa, domne, tu dacă ai în au pornit de la ideea asta, sunt mii de oameni care au în sertare telefoane prescă bune, așa, pe care nu le vând, că nu vor să se ducă la metrou sau la colț de stradă să se întâlnească cu toți ăia, zic, lasă frate că nu mai... E un burden, așa, știi, ca să-ți valorifici telefonul. Și eu am făcut-o într-un mod, așa, exquisit. Deci, tu trimiți telefonul, este two-sided market, adică este cineva care oferă produsul respectiv. Ei îl verifică, au parteneri care verifică, îl curăță, îl astea, îți dă o notă, îți oferă o sumă pe el, tu îți vinzi telefonul și apoi îl vând mai departe. E super, dacă vă uitați în ce fel se promovează și Alin și George, ei singurii primii au făcut videourile de prezentare ale cutiilor, că le prezintă așa într-o cutie frumoasă, cu asta, adică îți dă un sentiment din ăsta. Și ei s-au filmat, n-au plătit pe nimeni, n-au făcut singuri ei la ei în sufragerie. Și au crescut foarte mult. Și au luat investiții de la Gapminder în 2019, cred? Au crescut foarte mult, au avut venituri și cifre de afaceri foarte mari într-un timp scurt și i-a cumpărat EMAG Ventures. EMAG și-a făcut și el un fond, au spus că nu doresc să intre într-un cap table așa aglomerat și au cumpărat participațiile tuturor celor care intrase înainte. A fost un succes pentru Gapminder pentru că au scos vreo 2-3. Sigur, pentru piața noastră e foarte mic, nu sunt 15x sau ceva, dar a fost un succes pentru ei. Au făcut un prim exit fără măcar să... Datorită perseverenței acestei echipe nemaipomenite, sunt nemaipomeniți și au produsul este foarte, foarte bun. Un alt exemplu ar fi Rayscape, care au început ca și X-Vision, sunt din Timișoara, sunt 4 studenți super perseverenți și bine pregătiți, așa, mai mult tehnici decât de business, pe HealthTech. Fac o platformă dedicată unei pieți, o nișă, că și asta e foarte important, să nu faci de toate pentru toți, că îți pierzi vremea, ești defocusat, trebuie să îți alegi piața, beachhead market și apoi să narrow it down cât mai mult, adică o nișă foarte, foarte mică pe care să o testezi și să validezi cu ea și apoi să pivotezi în alte zone ale pieții. Și eu făcut la fel, se adresează radiologilor. Păi, dacă privești așa, ce piață e asta, frate? Dar ok, după un studiu au realizat, sunt radiologi foarte puțin la numărul de pacienți, la numărul de spitali. Muncesc nu știu câte ore pe zi pentru a diagnostica niște imagini din astea, MRR sau așa. Petrec foarte mult timp, sunt prone to errors, da? Sunt obosiți, sunt
sunt studii, au studiat și au spus, ok, noi o să facem o platformă care îi ajută pe radiologi, uploadează imagini radiografii și ei diagnostichează într-un mod mult mai rapid și mai precis. E foarte calm a produsul pentru că e suppress, adică părțile moi le vezi, după aia părțile oasele le vezi foarte, foarte rapid și și comunică între ele. E, dar nu vă spun ce perseverență pe ei. Deci, 3 ani au mâncat covrigi. Deci, au mers cu X-Vision la NASTA, la alea, la toate spitalele de pneumonie. Imaginați-vă cum este, intri într-un spital, cu cine vorbești acolo? Cu directorul de spital, cu proful de... Adică, foarte, foarte greu. Păi, dar au bătut, au făcut cărare până când au reușit. Una asta, au făcut piloturi, au făcut pe gratis, pe covrigi, vă zic, au luat bani de la GapMinder de 2-3 ori, așa, și au crescut echipa și apoi au dat lovitura, frate, a cumpărat produsul lanțul Regina Maria. E, de atunci viața lor s-a schimbat, toată lumea a început să tăpare pe ei ca și așa, că toată lumea voia, și acum sunt în Slovacia, în Polonia, sigur că nu e ușor. Ca să nu mai zic că sunt supărată pe ei, că ne-au furat o fată, Andreea, și sunt foarte supărată pe ei. Tu era foarte bună. Așa, dar s-a dus business developer acolo și a crescut și așa. Dar foarte mare perseverență, foarte mare perseverență și până au reușit, au ridicat ultima dată 6,2 milioane, au ieșit în afara țării, dar tot așa, parteneri în fiecare țară, te gândești, îmi angajez acolo sau îmi iau un partener ca să mă vândă, du-te. Nu ușor, adică nu ușor, dar au dovedit o perseverență, încredere în produsul ăla incredibil, funcționa, adică algoritmul ăla nu dădea greș, adică avea o acuratețe de, am început cu 70%, după aia 90% și a ajutat foarte mult și au reușit să demonstreze, nu într-un timp scurt, că este fiabil produsul acesta. Și acum totul mai e. Și au schimbat și numele, nu-i mai cheamă X-Vision, îi cheamă Rayscape. Așa și sunt în creștere. Nu este ușor, sigur, și-au mărit echipa și vreo 30 acum, bat la uși, merg în alte țări, nu știu ce, dar e o poveste de succes. Hai să mai întrebăm niște oameni. Curiozități. Acolo născute, în spate o domnișoară roșu, care mi-a fiut eu scuze mai devreme. Exact. Sunt vinovat. Ah, ok. Atenție mai departe. Domnișorul, uite, din spatele lui Florin. Ia. Așa scurt, la obiect, nu sunt întrebări, nu sunt lucruri. Vreo idee, vreun gând, vreo soluție în lucru. Ok. Uite aici, povestea... Nu mai e? Colega voastră? Ai și doi copilași. Felicitări. E bine că România încă are o demografie bună. Hai să auzim despre voi. Eu sunt Stoica Emuț, inginer geotez. Pe viitor o să activez și în domeniul ăsta ca și antreprenor, dar momentan sunt un fondator la o companie tech. Ne dezvoltăm aplicații web. Deja o avem de un an de zile. Prima aplicație n-am reușit să o terminăm. A doua, care am lucrat la e aproape terminată și... Sperau a treia să iasă din punct. Păi, abia și doar să vă ajutăm. Veniți către noi. El este colegul meu, Cătălin Barine, eu sunt programator de meserie. Și, a doua aplicație, nu știu, e cam gata. Avem doar mici modificări de design, de ce vă lipsește la a doua aplicație? Să aducem completările care mi-am știut de clip. Adică nu am dat asta e la cod. Dar tocmai Cristina v-a explicat că codul e important până la un moment dat. Am cerut feedback la DevTest, le-am oferit testare gratuită și ne-au dat feedback și am fost aspecte pe scutelai, noi modificăm la timpul. Și ați convenit campania de lansare și ați convenit campania, ați convenit clientul ideal și lucruri de genul ăsta? Sunteți... Înainte să ne apucăm. Am cerut feedback, am făcut research. Am găsit viața. Aici avem... Da, cu oameni foarte experimentați. Se pare că avem o audiență, este mai degrabă de oamenii care au trecut prin focuri. Pape mai degrabă decât fondator la început sau, mă rog, aș vrea să adaug ceva legat de
capacitatea aceasta de focus, concentrare. Adică este foarte important, pentru că timingul este foarte important și atunci când te gândești să faci ceva, trebuie să fii organizat și disciplinat. Adică nu stai așa să te gândești ce aș vrea să fac, să la la la, să o lăle, nu știu ce. Consum foarte mult timp, bani, resurse. Și atunci, cum a zis și omul ăla cu disciplină, păi trebuie să fii disciplinat. Deci noi chiar vorbim foarte mult în programele noastre despre așa zis și OKRs, deci Objectives and Key Results. Deci trebuie să ai un calendar foarte bine pus la punct, așa, chiar pe un termen lung, de 2-3 ani, cum te vezi tu, te pui în poziția, domne, cum îmi văd eu business-ul pentru 3 ani, faci un reverse engineering și îți faci un calendar cu obiective și cu responsabilități la fiecare lună, la fiecare săptămână, adică tu trebuie să știi, mereu dacă ești convins și vrei să faci ceva, trebuie să fii foarte focusat și foarte disciplinat. Să nu lălăi, că oricum există foarte multe piedici din diverse părți. Toți actorii din piață, ca clientul, autoritatea, fondul, nu știu ce, sunt multe, multe dificultăți pe care trebuie să le depășești, dar tu trebuie să ai o direcție clară, să te uiți cam ce ai vrea să faci tu de fapt în fiecare săptămână, ca să nu să maximizezi, să eficientizezi eforturile pe care le depui. Deci îți trebuie o anumită, îți trebuie o anumită disciplină. Ca să ne împunem toți în calendar. Da. Noi suntem cumva lansați, pentru că cerând feedback în stânga dreapta, tot am dat V1, ăla v-am dat eu. Maxim o lună, deci pe 16 august. Nu știu dacă e. Mereu câte tine. Ok. Uite în spate, un tricou roșu. Uite, întâlnite pe prietenul meu, Cristi, el e sabatic. Și el? Wow, cum e, frate? Nu mai pot. Cristi e sabatic. Nu am înțeles, vrei să ajut sau vrei să sau potențial de primit ajutor? Potențial de primit ajutor. Am înțeles. Vino către noi. Și ai o direcție? Să găsească oportunități. Da, să zic că trebuie să în Canare. Caut. Deci, dacă nu există claritate apropo de cărți și metodologii, putem să-ți oferim niște instrumente cu care să te joci, care să aducă claritate în gândurile tale. Și nu sunt gonflabil. Site foarte mișto, știu un tip din București care a făcut o aplicație pentru agenții imobiliari. Da, da. Omniconvers sau? Trebuie doar să caut numele, de asta ți l-aș fi spus acum, dar e o interacțiune de acum un an. Există caut un produs care se numește Omniconvert, pentru, adică există așa numita industrie PropTech, care este pe Property Tech, Property sau oferă soluții digitale pentru zona de imobiliare și administrare de proprietăți. De exemplu, Cosmin, dar sunt mai mulți. Și mai este și Bogdan Vioară de la Brightspace. Ah, Brightspace. Brightspace, care sunt chiar foarte. Ei organizează spațiile din mall-uri sau centre comerciale și, așa cum vezi o hartă 2D, ei au dus asta la nivelul următor, l-au făcut 3D și cu un ERP conectat la asta, știi cine e acolo, cât plătește, cât mare contract. Traficul. Da, e ceva mult mai avansat. Brightspace se cheamă. Da. Și tot așa, au ridicat investiții, sunt acum în discuție cu și cu GapMinder, o să ridice o echipă. Deci, iar PropTech, acum că am deschis subiectul, e o industrie la care prea puțin se uită și în care sunt foarte mulți bani pentru că vedeți cât se construiește. Deci soluții de, nu știu, intrare, acces, parcare, energie, tot ce înseamnă partea asta de izolare fonică, termică. Și aici putem să ajungem și la startup-uri care nu sunt tech. Un startup poate produce un nou material pentru izolare fonică. Da, oh.
nu te cunosc, așa că... Eu? Da. Salut, Daniel, mă numesc, am venit pentru comunitate. Cred în puterea comunității, mi-aș dori să pot să fiu de folos ceea ce faceți voi. Ce fac eu este să simplific lucrurile. În momentul de față lucrez cu fondatori de startup de tehnologie, fondatori care construiesc software și care, exact cum spunea și Cristina, mulți dintre ei au dificultăți în a explica o formă simplă ceea ce fac. Rolul meu este să simplific mesajul, să-i ajut să-și poziționeze produsul astfel încât să fie foarte clar ce fac pentru investitori dacă vor să ridice bani și pentru clienți dacă vor să crească business-ul extra, dar neapărat, poate n-au nevoie neapărat de investitori. Eu am avut un business pe care l-am început la 22 de ani, la 11 ani pe care l-am avut, un business non-tech. Știu ce înseamnă să crești un business. Prin 2018 încercam să deschid al 7-lea oraș din România și fusese din nou cu angajații în ce. Abia atunci am înțeles ce înseamnă să dezvolți o companie de software, să ai un produs pe care îl codezi într-un birou și dacă știi ce faci, poți să-l vinzi oriunde pe glob. Am fost fascinat de asta și am zis că trebuie să ies din business-ul ăsta, să mă duc către zona de software și să am un produs al meu. Mi-a luat un an jumătate să vând business-ul Monte și de atunci, de prin 2020, lucrez, fac consultanță. Eu sunt om de business, sunt om de marketing și de vânzări, știu să vând. Și în timp ce caut un fondator tehnic sau echipa tehnică potrivită, căreia să mă adăugăm abilității, da? Fac ceva pe care îi iubesc să fac, doar zona asta de consultanță, de produs, îi place foarte mult. Am o pasiune pe care să-mi simt acolo. Am o întrebare către voi. Dacă voi credeți că în comunitatea pe care o construiți ar fi de folos un om care să aibă abilitatea asta și în față, ce mare bucurie pot să vin și să contribui pe zona asta. Și mai am o întrebare specifică și că Cristina e practic aceeași întrebare. Hai să întrebăm unul dintre prietenii Asociației Firmelor Constanțene, unul dintre oamenii care au experiență în a atrage finanțări, nu puține, multe, și ca nivel de ridicare, dar și ca număr de ridicări, Floris, unul dintre copiii foarte mișto ai Constanței. Salut, sunt Floris, am terminat aici la Ovidiu. Puțin mai tare, te rugăm. Primul startup a fost făcut încă din primul an de facultate. De atunci am intrat în circul ăsta, să zic așa. Acum sunt CTO și cofondator la Facebook, care are spate chef. Așa. Și nu știu ce să vă zic. Câți bani ai ridicat ultima dată? Ultima dată 2 milioane. Asta zic că are spate chef. Da. Acum nu știu ce să zic, ideea este așa, la început am umblat pe lângă acceleratoare și hub-uri, în momentul după ce am făcut primul exit și am terminat facultatea și m-am mutat la București, pe vremea aia stăteam lângă Impact Hub în București și umblam prin cercurile respective și acolo m-am întâlnit un partener de business, un cofondator, cu care am încercat să facem asta. Ăla a murit. Nu a avut niciun tip de succes, dar... Am urmărit business, nu cofondator. Nu, business. Ok, mă speriază. Dar când faci startup, nu cred că există ideea asta de eșec, pentru că cunoști foarte mulți oameni, faci foarte mult networking și prin networking-ul acela am ajuns, de fapt, să fiu sunat de Bogdan Cojeriu, actualul CEO și cofondator.
Frisbo, am fost sunat și m-a întrebat: hei, nu vrei să faci un startup? Se numește Frisbo, momentan îl facem cu Excel. Că zicea Adrian, zicea de ideea asta de să ai un business scalabil. În Frisbo nu s-a putut asta de la bun început. Stăteam efectiv cu Excel-urile după clienți, după fiecare client în parte, și a fost o luptă acerbă să ținem clienții, să creștem, dar momentan suntem ok, creștem și sperăm la mai mult. Cam asta. Iar pe compania se ocupă cu? E important asta? Facem fulfillment, adică un fel de Uber pentru depozite. Practic conectăm sellerii cu depozitele. Noi nu avem depozite, nu avem curier, nu avem nimic, suntem doar softul care încheagă totul. Și practic dacă eu am un produs de vândut, lucrez cu tine și nici mie nu trebuie nici depozit și nici curier. Exact. Tu te ocupi doar de marketing și de vânzări, care probabil dacă ești antreprenor asta îți cool, mulțumim. Mai e cineva? Andreea ar trebui să ne povestească, a vorbit mai mult la telefon, de asta nu i-a dat mai devreme. Cristi, sabatic. Andreea, te rog frumos să ai cuvântul, mai ales că Andreea este unul dintre membrii fondatori la startup Community Constanța. Da, noi am plecat cu o idee de magazin online și am ajuns să facem un marketplace cu produse românești. Acum schimbăm un pic tehnica și facem doar pe bază de invitație când trec acces la platformă. Încă suntem la început, avem abia pe primii martie am deschis și căutăm producători, căutăm oameni care să promoveze ideea și care să caute și produse românești. După ce am petrecut mai multe evenimente și am participat la școala de vară organizată de universitate unde și lucrez acum, am luat altfel pace, adică am intrat și am început care sunt clienții, da, cum ajung la ei, da, ce am de făcut până acolo, da, ce produs au nevoie, că, cum spuneai și mai devreme, e foarte ușor printre prietenii tăi să le zici că am deschis marketplace cu produse românești, descarcă ce aplicație, da, da, super. Și cam atât, până nu găsești un client care chiar să fie interesat să cumpere. Pe noi ne-au ajutat și grupurile de Facebook foarte mult, mai ales cele pentru vegetarieni care nu găsesc foarte des produse. Grupurile de mămici care încearcă să promoveze un stil de viață cât mai sănătos pentru copiii lor. Și asta a fost ce a mers la noi. Momentan suntem la început și încă căutăm să îmbunătățim și pentru producători, dar și pentru clienți ce au nevoie. Am simplificat foarte mult și înscrierea pe site, înspre deosebire de eMAG. Am mers și pe tiparul lor și pe ce au făcut ei, doar că am făcut totul mult mai simplu. Am sesizat că e foarte complicat la ei și am încercat să simplificăm la noi. Și încercăm să creăm un produs cât mai bun și pentru client și pentru producător. Și așteptăm să vedem și rezultatele acum. Ne așteptăm la un an, doi în care să muncim și după aia să putem să tragem niște concluzii, să vedem exact ce mai e de făcut. Andreea, dar spune-ne cum se numește. Vivamart.ro. Vivamart. 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 Okay. Mă arătă. Nu. Deci intrați pe Vivamart, dacă vreți produse românești, Andreea se ocupă de Vivamart. Dacă aveți Android, e și aplicația, urmează să avem și aplicația de iPhone, dar încă nu n-am lansat-o. Și acum o să încercăm o abordare nouă, pe bază de invitație, să facem un pic, să schimbăm un pic strategia de marketing și pentru producători, ca să fie mai motivat să aduc alți producători. Da. Cool. Super. Succes! Am venit la început cu Ștefan. Ștefan, ne spui și tu de ce ai venit? Te rog frumos. Da, în primul rând, pentru partea de networking, dar apoi am avut o revelație după discuția pe care am făcut-o. Și anume că trebuie să mă fac mai mult în seamă cu lumea, în primul moment. Și reprezint alături de Costin și de colega care a trebuit să pleci. Din păcate, Insectus, suntem o firmă de insecte din România, vrem să vindem produse proteice pe bază de larve de insecte pentru animalele de fermă, dar și pentru animale de companie pe viitor. Întrebări nu am în momentul de față, dar aveam doar un lucru de spus. După fiecare eveniment, că nu este chiar primul, am mai participat și în București și în Predeal, mi se pare că am mai fost la ceva de genul ăsta. După fiecare eveniment, eu îmi dau seama că devin din ce în ce mai motivat să fac treaba asta.
e un, o altă revelație pe care am avut-o, ca să zic așa. Îmi dau seama că toată lumea are câte o poveste de succes sau e la început și vrea să atingă succesul ăla și mă motivează și pe mine să ajung la fel ca ei. Trebuie să spunem că a trecut prin Startup Reactor al lui Accelerator, adică suntem inclusiv și noi aici, deși aveți promovăm asta, tocmai că am trecut și prin asta, da. Da, noi am trecut și prin Innovation Labs. Practic, ideea noastră a pornit de la ECTS, de la primul accelerator din 2022. A plecat de la acceleratorul Universității Ovidius. Da. Și după aceea s-a format compania și după aceea, mă rog, am mai trecut prin, cum a zis Ștefan, Innovation Labs, Accelerator, da, am făcut și continuă echipă de la primul stadiu. Vă dați seama că este un proces continuu până ajungem la formula perfectă și până ajungem la partea în care începem propriu zis să facem activitatea, dar eu zic că suntem pe drumul bun, mă întrebați. Dar ziceți și despre programul despre IT. Da, am aplicat acum. Ideea este că odată ce intri într-o comunitate, ai acces la diverse informații care nu sunt la televizor. Poți accesa diverse programe, de exemplu, de la Startup, noi avem parteneriatul cu IT și un program finanțat de ei și nu am putut să-i selectăm din diverse motive. Mă rog, IT-ul nu are în focus neapărat IT un EdTech. IT digital. Nu ne-a selectat, dar asta nu înseamnă neapărat că am spus că nu e bun produsul sau nu a fost potrivit pentru acea ocazie. Peste o lună am aplicat la EIT Food, care e fix pe ce aveam nevoie, dar... Și au luat și fix și iau și finanțare. Adică, așa fiind permanent conectat și încercând să și înveți, să și lucrez, să te și informezi, să, așa, se investesc cu diverse oportunități pentru a crește. Întrebări, dragilor, că încercăm să dăm drumul la networking, că să stăm să bem relaxații. Teo, te rog eu frumos să nu mai stăm aici, știi că suntem în podium, parcă suntem puși la... Da, dar eu mă simt bine, nu? Teo, te rog frumos, spune cine ești, ce faci, intră... De ce faci? Tu ești în Liga Mare, da. Dacă cineva are poftă de investiții. Lansăm și noi, eu și colegii mei, o altă comunitate complementară, Startup Community Constanța, se numește Ambasada și sper să avem sinergii să colaborăm direct. Am invitat, da, am aflat de ea. Da. Și, spus eu. Ca să înțeleg mai bine și rolul de investitor din spate, recent am intrat într-o comunitate este organizația la nivel european. Da. Sunt și români. Da. Brava. Women in Tech. Women in Tech. Câte am vorbit. Am interacționat. Mă bucur. Felicitări. Sună foarte bine. Și ca întrebarea asta, da, dacă în Tech Accelerate aș putea găsi resurse de management pentru tichete și mai mari.
Acum, pentru noi lucrăm cu mai multe fonduri, deci Gapminder nu investește atât de mult, investește, mă rog, între sute de mii, un milion și 2-3 milioane. Dar avem acces și la fonduri puțin mai mari. Când care... Vă propuneți să avem un gold investing bandar, să fie smart money și să fie mai mulți. Dar este bine să te prezinți și la cele din România, pentru că ele co-investesc foarte mult. Adică dacă oamenii ăștia au luat 60 de milioane sau ceva, cu siguranță 5 nu e... Și poate variantă să fie și seed link. Odată ce securizați investitorul strategic, pe nu știu, platforma de crowdfunding. Da, pe Seedblink poate să puneți 25% din sumă. Da. Ici, puteți să vorbim după, că eu sunt jurist la bază și am povestit cu founderii de la Seedblink. E blocată de mult, deci aia, dar... Da. Se găsesc soluții. Da, se găsesc. Deci, din moment ce merge... E românește, ce naiba soluția? Pentru fiecare investiție se face acele SPV și se construiește o companie nouă care intră în... Dacă o să intri pe termenul bun, o să vezi... Noi nu avem legislație, dar am găsit soluții. Și pentru fonduri de capital de risc și pentru crowdfunding. Da, puteți povesti despre asta cu mare drag toate detaliile. Dacă sunt poate alte curiozități, întrebări... Să lăsăm ultimul și cel din urmă, Rareș, membru al comunității Startup Constanța, să vă povestească puțin de ce face el și pe experiența lui generală. Rareș Teodor este numele meu, mă bucur și sunt onorat să fac parte din Startup Constanța. Ce mai tare, te rugăm, Rareș! Activitatea principală este reprezentată de business development în cadrul firmei Calirom. Calirom este o firmă românească din Cluj care se ocupă cu dezvoltarea de soluții soft și hardware pentru hoteluri. Tot ce înseamnă partea de control acces și management cameră. Iar în paralel mai am alte proiecte care sunt la început pe tot ce înseamnă energii regenerabile, de la panouri cu grafen până la turbine eoliene urbane care pot fi instalate și în, și în oraș. Mulțumim! Rareș a fost foarte, foarte obraz subțire. Rareș vine din câți ani de top management? De una dintre companiile foarte importante din portul Constanța? 3 ani. 3 ani de top management. 8 de activitate în cadrul... Background-ul meu este în shipping, așa cum a menționat Ciprian. 8 ani de zile în cadrul companiei Navlomar, cu 3 ani de top management. Da. Întrebări, nebunii, dați vina pe noi, că v-ați văzut, mai bem un suc, stăm și ne relaxați și continuăm povestea. Am sentimentul că scaunul ăsta vrea să-mi spună ceva și eu vreau să-l las, că nu mai pot. Dar să nu încetăm lucrurile fără să facem o poză așa de grup, cât încă suntem cu toții adunați, după care dăm drumul la ape, limonade și pahare de vin după casă. Mulțumim că ați venit și la urmă. Haideți să facem o poză, vă rog frumos.